până la urmă, ce să fac o Dacia? Că până la urmă, cu aia am crescut toți, cu aia am dat permisul, adică e un lucru care ne-a dat seama că îl găsim din ce în ce mai rar și ne-am debarasat foarte repede de ea. Și atunci în viața mea mi-am ales să nu fac studii superioare și că să muncesc toată viața mea cu mâinile mele. Și la vine la restaurant și am cam au luat în tot duminica, am luat cam de toate. Și aproape nimic n-a fost bun. Și am încercat să zic, ok, ce nu vă place, ce nu e. Mâncarea de la restaurant versus mâncarea de la restaurant, dar comandată acasă. E o diferență. Eu îmi place să mănânc doar la restaurant, recunosc. Și Zidane, când venea, și făcea Zidane, așa făcea cu meniu, uite, fii atent, Zidane. Ca să nu, era foarte, e timid, era timid, era, să nu deranjează. Lua meniu, așa, și așa. El se ascundea. El se ascundea după meniu. Ca să nu, să nu deranjează lumea, să era foarte, foarte respectuos Zidane. Mai sunt și părinții sau mamele care zic, dar copilul meu nu mâncă legume. Dar zic, voi mâncați în casă? Nu prea. Păi atunci cum e să mănânce copilul dacă tu nu-i dai? Când faci un grătar, cred că e mai important, nu e când e gata, e când se prepară. E un fel de ritual, înțelegi? Până un bucătar poate să strice, adică poate să aibă ingrediente de calitate și să nu facă mâncare bună. Dacă ar fi să dau un sfat oamenilor care lucrează în Horeca, e să, când merg la muncă, să muncească cu drag și atunci tot e vin după aceea, știi? Dar plăcerea de a munci e foarte importantă. Multă lume mă întreabă că mă duc într-un restaurant, dar cum a fost mâncarea? Și zic că e bună, dar totuși, zic, la ce vrei să afli de la mine, pe la urmă? Despre să dau din casă prieteni care au mâncat la o stea Michelin și la două sau trei și au zis majoritatea că a fost mai bună la Costea. Doamne ferește, n-aș face niciodată mâncare de stea Michelin. Nu aș face, efectiv. Decât să mănânc caviar sau foie gras singur, mai bine mănânc slănină cu prietenii. Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vind o poveste. Invitatul de astăzi l-am ales extraordinar de potrivit pentru perioada pe care o traversez eu în acest moment, și anume începutul unui regim alimentar destul de drastic și de sever. Asta pentru că o să mi se facă, o să ni se facă și o să vi se facă, o să vi se facă și o să ni se facă tuturor poftă de mâncare, și nu numai, pentru că alături de mine este unul dintre cei mai mari și cei mai experimentați șefi din România, singurul care s-a apropiat de steaua Michelin, Nicolae Tant. Bună seara și bine ai venit, Nicolae. Salut. No, seara bună, Badie. Badie, ce intrare mi-ai făcut, incredibilă. E frumos, nu? Da. Știi că n-am pregătit-o deloc. Nu? Doar... Păi da, să știi că eu nu m-am pregătit deloc când am venit la tine. Păi nu trebuie. Deloc, am venit așa. Asta e și frumusețe, asta e și farmecul podcastului, pentru că n-are trasat niște subiecte anume de discuții. Sigur că în momentul în care inviți un om care e expert în domeniul culinar, cu siguranță că ai niște întrebări pe care vrei să le atingi. Dar nu le-am notat cu asterix. Ok. Și ca să începem cu oficialitățile de rigoare, noi aici obișnuim să facem câte un cadou oamenilor care vin și ne pășesc pragul casei. A, da? Iar cadoul pentru tine a fost foarte ușor de ales, mai greu de găsit. Dar ideea a fost foarte ușor de... Ceva condimentat. Nu, nimic în legătură cu bucătăria. Un tocător? Vreau să le spun și oamenilor care ne urmăresc faptul că noi ne cunoaștem mai bine de la cafea de aici de jos, de la El Padre, de la prietenul nostru, de la domnul Vioș, de la domnul Aurel, pe care și salutăm pe această cale. Și vreau să vă spun un singur lucru, dragi urmăritori ai noștri. În 2022 nu mai ești șmecher dacă ai Porsche, nu mai ești șmecher dacă ai Mercedes, nu mai ești șmecher dacă ai nu știu ce, că Lamborghini Urus trec pe strada asta pe aici, pe la noi, cum treceau Cielo și Espero la mine pe stradă când aveam vreo 5-6 ani. Așadar, vreau să vă zic că senzația cartierului Domenii aici în București, în nordul capitalei, e Nicolae Tant, care vine cu o Dacia 1310, drept pentru care... Îți mai dăm una, dar neagră. Nu cred. Ce tare. Vezi că neagră era, bă, nu pot să cred. Ce tare, mulțumesc, fain. Vezi că astea negre de mult, după ce mi-aduc eu aminte, erau mașini care aparțineau
nomenclaturii. Da, 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 nu era pentru, deci neagră n-aveai voie, cred că nici măcar, nici măcar n-aveai voie. Singura problemă la mașina asta, să știi că are număr de București. Dar o să o schimbăm, am vorbit deja la Dere pe Civ, la, la Maramureș, da, se schimbă. La Baia Mare pui numer de Maramureș. Ce tare. Te așteaptă băieții. Interior roșu, bade. Asta, asta e a mea, să știi. Exact a mea. Asta e, e mai bătrână ca mine, să știi, de aceea, mm-hmm, cu care umblu eu. E din 72, exact genul ăsta. Asta mie mi se pare foarte cool, adică e aliura asta a ta, bă, super cool, mi se pare că se traduce prin tot ceea ce faci tu și prin felul cum vorbești și prin ce vorbești, prin ce povești aici, prin cum povestești. Și bă, în primul și în primul rând se transmite inclusiv în detalii de astea foarte mici, știi? Că nu te-ai aștepta să vezi un om cu atâta cultură și cu atâta experiență, bogăție de viață, să-l vezi umblând așa într-o chestie, nu știu, bă, într-un, să-l vezi accesând un trend, să fie într-o zonă de asta superficialității. Să știi că niciodată tot ce am făcut în viața mea nu m-am dus neapărat spre un trend. Așa am simțit eu. Adică a fost, m-am dus tot timpul după instinctul meu, să știi. N-am căutat neapărat la asta. Acum, când am apucat să fac, să-mi iau mașină, vreau să fac o mașină italianească veche, o decapotabilă, așa, un fel de la Dolce Vita, vreau, știi? Să mă oprim pe nevastea mea, pe Monica, să ne plimbăm amândoi cu mașina weekend-uri, când e fain, primăvara, știi? Și zic, dacă la un moment dat căutând așa, zic, bă, da, stai așa un pic, că până la urmă, și să-mi fac o Dacia, că până la urmă cu aia am crescut toți, cu aia am dat permisul, adică e un lucru care ne-am dat seama că îl găsim din ce în ce mai rar și ne-am debarasat foarte repede de ea. Și atunci am zis, hai să încep cu o Dacia. Și așa a fost, am dat un anunț pe internet, pe Facebook, cred că, caut o Dacia și un tip... care m-a și prieten Mihai, mi-a dat mesaj și am mașina lui bunica. Știi, aia care nu-i îmblată mult. Care a mers mai până la piață. Și o să râzi, am uitat, uite, de știam că povesteam și despre mașină, ți-aduceam, am un torpedou, am un portofel cu 10.000 de lei vechi, era băgați sub preșul de la, sub scaunul șoferului, sub scaunul de la șofer, chiar sub preș, erau niște bani, cred că de zile negre. E pentru noroc. Bă, cred că, eu zic că e noroc, da. Deci l-am și acum mașina, adică nu l-am aruncat. De cât timp ai dat aceasta? Sincer, de vreo 7 ani, 8 ani, cred că. Nu mai știu, nu știu exact când am achiziționat-o. Bă, dar un lucru e sigur, umblu chiar aproape în fiecare zi. Okay. Adică în fiecare zi. E mașina mea de zi cu zi. E și foarte ușor de recunoscut în trafic, știi, datorită Daciei, pentru că era o poveste prin 2018 la un moment dat, ieșisem din centru vechi și îl văzusem pe cealaltă parte de splai de Dâmboviță, îl văzusem pe Dorian Popa, avea mașina verde atunci, a fost fosforescent așa. Și l-am recunoscut din prima, era clar că el, că era singur om cu mașină fosforescentă din tot spațiul Carpatul Danubiano Pontic, nu numai din București. Chiar din peninsula balcanică. Să fie văzut, normal. Dacă vrei să fii văzut, îți iei genul ăsta de mașină. Păi da, exact așa e și tu cu Dacia. Adică în momentul în care treci o Dacia veche pe aici pe stradă, e clar că ești tu. Ce îmi place cel mai mult e că până și copiii, adică copiii de 10, 12, 13 ani, se oprește și zic, wow, ce fain e. Eu am făcut-o cu un scop, pentru că eu umblu cu ea în fiecare zi pentru că îmi place. Mă întreabă lumea, dar cum mă conduci? E foarte simplu, dar nu are servo. Nu are, dar nu e o mașină foarte... Se vede pe brațele tale că are servo. Nu e o mașină foarte grea și atunci e ușor de manevrat. Și dacă... Eu am învățat la școală de șofer că mașina, în momentul când vrei să brachezi stânga-dreapta, adică să trage volan, trebuie să fie mișcare. Că în momentul când e mișcare, atunci merge mai ușor. Dacă e pe loc, dacă nu are servo, trebuie să tragi tare. Și atunci n-a rămas undeva în creier că trebuia să mișca și atunci n-am probleme. Deci se conduce foarte, foarte ușor de așa. Asta mi se pare foarte mișto, pentru că indiferent ce mașină vine aici, mașina ta atrage absolut toate privirile și e o lecție, cred că pentru toți cei care încearcă să atragă atenția prin lucruri scumpe sau, nu știu, prin lucruri luxoase și fac tot soi de eforturi pentru a fi în centru atenției, mi se pare absolut fascinant că o Dacia din 70 ceva este mult mai cunoscută și mult mai iubită de către public decât orice altă mașină. Știi care treaba? Eu ideea mea e că cred că ne debarasăm foarte repede de unele lucruri. Eu am prins perioada comunistă în care am proncontat la Maramureș și așa și eram, no, singurele mașini erau niște MS, Dacia, simple. După Revoluție, normal că toată lumea a avut alt
alt gen de mașină. Și da, am impresia că prea ne-am debarasat trecutul, una, două, îl punem deoparte și vrem ceva tot timpul nou. Trăim și într-o perioadă în care apar lucrurile, nu mai vezi și la mașini. De mult se făceau Mercedes-urile sau să țină 100 de ani. Acum nu mai e la fel. Adică trăim într-o societate de consum mult mai, adică totul merge cu o viteză mult mai rapidă. Și mie îmi plac lucrurile astea vechi. Adică numai la mașini, în general îmi plac. Adică o masă veche de ele făcută de metal, adică arhitectură. Îmi plac lucrurile care au ceva. Sunt oameni care s-au gândit și au muncit să le facă ca lumea. Mm-hmm. Adică nu s-au făcut doar așa peste noapte, cumva, știi? Care au o poveste, practic. Au o poveste, da. Asta mi se pare foarte mișto, dar e o întrebare pe care n-am cum să nu ți-o adresez în legătură cu Dacia asta. Cât te costă să întreții o Dacia de aproape 40 de ani în anul 2022? Tu cred că e posibil undeva să te mea cu Monica sau te-ai sunat-o? Ai ceva informații de la ea? Sau... Nu, dar... Adică, zice că mie că tot ziua asta cu Dacia în service. Unde ești? Iar ai fost la Radu, nu? Radu, Doamne ajută, am un prieten aici care tot în vecine aici cu tine. Okay. Și Neața, care când ies de la emisiune, mă duc până la el să mai văd ce mai... mi s-ar sun bec, orice, îmi place ideea de mecanism. Nu înțeleg mecanismul, dar îmi place mirosul de benzină, îmi place, nu știu, îmi plac ceasurile. Să știi că la ceasurile de la mașina mea, de la Dacia, sunt jejele cult, adică niște ceasuri care se fac pentru foarte cunoscute și foarte scumpe. Foarte tare. Da, deci am de lucruri de multe, nu știu. Asta e feeling-ul meu. Îmi place cum e făcută Dacia, forma ei. E aproape ca o cămilă, zice, un pic înaltă, dar în același timp e foarte cochetă. Nu știu, acum în trafic îmi dau seama că toate mașinile se cam aseamănă, adică toate bările la fel. Asta avea crom, avea ceva, adică are un pic de... Are bara aia tare dacă intră unul în ea. Nu știu, face mașina zop și ăta n-are nimic. Da, nu știu, da. Oțelul ăla de reșița. Da, da. N-aș vrea să-mi doiesc. Dar reparații încă mai găsesc. Și ce sunt norocos, am un om care vine pe la mine pe la restaurant și mi-aduce piesă. Îs oameni în trafic care mă opresc și îmi zic dacă mai vreau o piesă. Acum o lună, câteva luni de zile am schimbat aripile de pe față. Tot așa le-am găsit la cineva originale. Doar că trebuie adaptate, știi, că de mult aripile se adaptau mașinii. Adică ele vin cumva, dar cam toate au... Nu era nimic perfect. Mm-hmm. Adică trebuie ajustate la mașină. Păi dacă pe scheletul ăsta de Dacia au mai fost mai multe facelift-uri, ca să le numim așa, futuristic. Exact. Neomodernistic, dar maxim, da, într-adevăr, trebuie să modificate, pentru că au mai avut mai multe. Eu am avut, de exemplu, Dacia de genul ăsta, dar era 1310, asta e 1301, și aia avea faruri duble, avea două cerculețe de alea. Și văzându-te pe tine în fiecare zi când văd mașina ta, nu fac altceva decât să mă frustrez foarte tare când în 2004, când taic-meu și-a luat Solența, a vândut-o pe 25 de milioane, n-am să uit în viața mea și suma pe care am casat-o, 2500 de lei noi. Dacă aș fi păstrat-o până în momentul de față și aș fi recondiționat, cu siguranță intra în retromobil, era o mașină din 1985. Să ai 30 de ani. Dacă ai 30 de ani și dacă e originală, ca să fie la retromobil, să fie cât mai originală. Cred că nu știu, proporția 95%. Păi deja se apropia de 40. Ar fi avut 37 de ani. Astăzi nu știu dacă mai există mașina. Am mai văzut-o prin oraș, prin Iași, de câteva ori în anii următori, până prin 2010. După aia n-am mai văzut-o absolut deloc și chiar îmi pare foarte rău de fiecare dată când văd un om care și-a păstrat o astfel de mașină sau și-a făcut rost de astfel de mașină, mă tot gândesc la evenimentul cu pricina. Mie mi se pare foarte tare povestea ta și modul cum tu ai ajuns în punctul în care ești astăzi, mi se pare că e o inspirație reală, știi, că foarte multă lume vorbește despre povești de succes sau vorbește despre succes neatingându-l și cred că ești unul dintre cei mai legitimi oameni și cei mai în măsură să vorbească despre un traseu în care tu ți-ai propus să faci ceva și chiar ai și reușit sau ai reușit chiar să
trăiești ceea ce n-ai visat niciodată. Ai plecat de la Maramureș, uite, am și notat aici că tot uitam de Rozavlea. Rozavlea, da. Bine, felul cum spui tu e și ușor să uiți numele localității. Și ai ajuns la Paris să lucrezi într-unul dintre cele mai tari restaurante din Europa și să ai clienți celebri precum Zinedine Zidane, David Trezeguet, Ronaldinho și așa mai departe. Ai crezut în momentul în care ai plecat de la Rozavlea prima dată în Italia via Serbia că ai să ajungi aici? Niciodată nu mi-am pus o țintă, să zic așa, unde vreau să ajung, pentru că eu, un copil tânăr din Rozavlea, nu cred că aveam o minte atât de deschisă să zic că în tot ziua pot. Adică dacă ziceai cuiva, cred că la 18 ani sau 19 ani că o să mergi în Franța, că vrei să faci lucruri, râdea toată lumea de tine. Adică era oarecum imposibil, să zic. Lucrul pe care m-am ghidat eu a fost doar că am avut încredere în mie și în muncă, prin muncă. Adică când am plecat de acasă am știut că tot ce o să fac în viața mea o să trebuiască să muncesc. Adică eu n-am studii superioare. Și atunci când am ales, că am ales efectiv în viața mea, mi-am ales să nu fac studii superioare și că să muncesc toată viața mea cu mâinile mele. Adică am știut treaba asta. În momentul când mi-am ales treaba asta, nu m-am mai sucit. Adică am zis, ok, deci încolo, cu ea se trebuie să muncesc. Adică a fost o alegere pe care mi-am asumat-o și de atunci mă țin de ea. Dar cred că asta depinde și de acasă, de la mama, de la tata, pentru că am trăit într-o familie care era o familie clasică, care tata lucra, era un om care muncea non-stop, muncea foarte mult. Cred că de la am și am pasiunea de a munci și satisfacția, că de fapt despre asta e vorba, când muncești trebuie să ai satisfacție. Și tata muncea mult, crepa lemne, aveam țărculă, avea tot timpul oamenii la noi la muncă, veneau de pe sate, crepau lemne, făceau oamenii case și tata muncea foarte mult și mama s-a ocupat de noi, copiii, și de pământ, de la țară creșteam. Adică eu am fost, ceea ce cred că în ziua de astăzi nu mai e la fel, am fost un copil, copii de mult, sau eu cel puțin cu frații mei, eram integrați în familie, adică copiii participau pe întreținerea casei cumva, adică nu eram tata și mama care muncea și noi îmblam numai la scăldat și așa. Noi atunci, dacă avem miei și animale pe lângă casă, noi trebuie să ne ocupăm și noi. Mergeam la școală, după școală trebuie să mergem. Eu, ca să mă duc la scăldat, de exemplu, sau să mă duc la un meci de fotbal, cu fratele meu Zaharie, penultimul, că suntem patru, diferența e 4 ani de zile între noi, ce mama, vei la scăldat, ok, luați căruciorul, treci Iza, merge pe sub Luhuri, la un pământ de-a nostru, unde aveam porumb și pe mălai, pe porumb aveam din așa sfeclă, buraci, care rupeam frunze, meream. Ce înseamnă buraci? Buraci e sfeclă albă, nu roșie, okay, care se dă furajeră. Ok, și puneam până mama punea între rândurile de porumb, de șuleți, și dădeam la nimeni și mergeam, luam secerea în mână, luam căruciorul, aveam un cărucior cu niște roți destul de măricel, un cărucior cam atâta, cu roți de nicuță, și trebuia să trecem pe Niza, meream, îl încălcam de iarbă, vineam acasă, dădeam la miei sau la porci și după ce de mâncare puteam să mergem să ne scaldăm. Adică, era principiul după muncă și răsplat. Cam așa era, da. Ieșeam de la școală, tata crepa lemne, tot timpul aveam, niciodată n-am cumpărat lemne, pentru că rămâneau tot timpul resturi și eu am trăit oarecum cu săcurea în mână, adică vineam acasă, tot timpul erau lemne și mă punea tata să cătă lemne. Adică, întotdeauna am muncit când am decis că o să iau calea asta a muncii, ne-am și găsit satisfacția. În momentul în care tu ai ajuns în Franța totuși și lucrai la Paris, la cantin, când vedeai dimensiunea lucrurilor care se petreceau acolo, nu aveai o senzație de aia, zic, bă, uite cum am ajuns eu de la Rozavlea, de la crăpat lemne, de la ce făceam acolo, de la, nu știu, de la culesul de buraci, la gătitul de zucchini și multe alte lucruri. Eu personal nu mi-am pus niciodată întrebarea asta sau așa. Unii mi-au zis, să-ți dai seama unde, ce faci acum și de unde ai plecat. Nu, pentru că tot ce am făcut a fost doar prin muncă și le-am făcut doar încetul cu încetul. Ca să ajung să lucrez într-un restaurant în care să
am șansa să servesc sau să cotoiez unul dintre cele mai mari vedete din lume, e că am muncit. Așa am ajuns din întâmplare. Eu în viața mea, oriunde am muncit, cred că primul meu job a fost la curăț de căpșuni și cireș într-o primăvară, eram Proncotan. Asta în România? În România, da, pe lângă Reșița, pe undeva acolo, Caransebeș. Oriunde am muncit, nimeni nu m-a dat afară. Adică întotdeauna când am plecat de undeva, oamenii s-au rugat să rămân. Mm. Adică oriunde am muncit, când am muncit, am muncit ca pentru mine. Și atunci, ne-am luat timpul și nu m-am grăbit să muncesc și am făcut lucrurile ca lumea, oamenii au apreciat. Adică am fost tipul care niciodată n-am zis nu. Adică niciodată nu m-am angajat undeva să cer salariu. Niciodată. Adică, ok, mi s-a spus, îți dau atâta. Ok. După câteva luni de zile, dacă am meritat, atunci am cerut. Adică să avansez. Dar niciodată nu am cerut înainte, fără să fac ceva. Mi-aduc aminte de o poveste pe care ai spus-o, cred că la ori la Andreea Esca, la Europa FM, ori la Cătălin Oprișan. Vorbeai despre momentul în care acolo la cantină, deși erai spălător de vase sau ceva de genul ăsta. Așa am început, da. Te-au pus într-o seară să cari o tavă lungă de un metru, plină cu pahare, pe care trebuia să o înlocuiești cu ospătarul. Și atunci chiar tu spuneai că pentru că ai avut îndemânare, ai reușit să faci asta, n-ai spart nici măcar o sticlă, da, nici măcar un pahar și ți-au dat imediat postul. Drept pentru care e o întrebare legitimă. Vrei să contest așa? Mi-a zis un platou mare aici. Nu. Nici nu încape un platou de un metru aici în studiourile noastre. Vaste, nu, dacă punem un platou de un metru, nu mai suntem noi. E eclipsă. E eclipsă de invitat, gata, nu mai e și de moderator. Se plafonează cu asta și s-a terminat toată treaba. E o întrebare legitimă din toată chestia asta, pentru că, într-adevăr, tu ești un om care respectă foarte mult acest cult al muncii. Dacă tu crezi totuși în talent, pentru că îndemânarea aia, până la urma urmei, oricât de mult ai fi muncit, nu cred că ai fi dobândit-o deodată și nu cred că ai fi putut să cari tava aia imensă fără să spargi absolut niciun pahar, dacă n-ar fi fost și un har în direcția asta. Cred că am avut, mai mult ca sigur, că fiecare om cred că are un har în ceva, adică aș băga mâna în foc că orice om are un har la ceva, trebuie doar să ți-l găsești până la urmă și să crezi în tine și după aceea să faci lucrurile. Încă o dată, niciodată la mie lucrurile nu prea le premeditez foarte tare. Am găsit de lucru, m-am prezentat să mă angajeze, m-am întrebat dacă știu să și citesc, să scriu, că deja la interviu vorbeam în franceză și s-a spus să vin peste o săptămână, m-am pregătit. Mi-a explicat ce am de făcut și mi-a dat platou în mață, du-te. N-aveam de ales cumva, înțelegi? Și îmi doream foarte mult, pentru că ieșeam dintr-o perioadă în care am muncit pe ambulanță 2 ani de zile și mă cam săturasem un pic să... Săturat. E greu la un moment dat să card numai oameni bolnavi. Mm-hmm. Adică nu e... Și asta e o meserie pentru cei care lucrează în spitale, doctori, să ai numai oameni că bolnavi pe mâna ta, să-i faci bine și bunii nu poți să-i faci, e o meserie foarte grea. Deci eu am lucrat 2 ani de zile și vreau să ies un pic din această stare. Eu de obicei sunt un tip foarte jovial, adică mă bucur de orice. Adică cred că în viață e foarte important să te bucuri de ceea ce ai tu, să nu tot timpul vrei ceea ce are altul. Adică eu tot timpul când cineva are mai mult ca mine, îl iau ca un fel de challenge. Ok, pot și eu să zic, adică îmi dă un pic de putere, vreau, știi? Adică cam asta e, dar nici nu-mi setez foarte înalt, adică mă gândesc cam ce aș putea. Mm-hmm. Nu-mi setez foarte așteptările foarte foarte sus, ștacheta nu e foarte sus, adică le iau încetul cu încetul, înțelegi? E un principiu de a unui prieten de-ai mei, să nu ne facem iluzii ca să nu avem deziluzii. Drept pentru care, da, cred că e sănătos așa să ai niște țeluri realiste pe care să le și poți îndeplini, iar dincolo de ceea ce povesteai mai devreme, comparând jobul de pe ambulanță cu jobul de bucătar sau de, nu știu, de ospătar într-un restaurant, cu siguranță cred că e un privilegiu de care foarte mulți dintre oamenii din industria Horeca
n-au găsit modul de a se bucura realmente de el, acela de a lucra cu energie pozitivă până la toată coada. Pentru că una e să vezi urgența, să vezi suferința, să vezi boala în fiecare zi, trebuie să ai un cu totul și cu totul alt psihic, tu pleci încărcat cu cu totul și cu totul altă energie de la programul de lucru. Iar în domeniul ăsta, până la urmă, urmei al ospitalității, vorba despre energie bună, despre fericirea pe care tu oamenii merg la pe care tu oferi, iar oamenii merg la restaurant ca să, în genere, ca să celebreze ceva, cu excepția parastasilor și a pomenirilor. Eu zic că multe lucruri se întâmplă la o masă. O discuție, parastas, o nuntă, un botez. Adică oamenii, adică masa e foarte importantă. Când lucrezi într-o locație faină și îți vin clienți faini, nu știu, mi se pare anormal să nu te comporți fain și tu. Adică dacă mergi, nu știu, am avut șansa să lucrez într-o locație în care venea lume bună, cu bani mulți, dar lume bună și mă respectau ca om. Nu știu, eu nu, în cultura mea, la DNA, eu nu pot să fiu rău cu un om care e bun cu mine. Adică, până la urmă, despre asta e vorba, știi? Nu, cred că nu trebuie să spui prea multe întrebări. Adică, cred că, în primul rând, e mai bine să fim pozitivi. Adică, să dai bineță la om, în ziua de astăzi, mi se pare cel mai fain lucru. Încă nu se mai dea. Nu toată lumea. Adică, nu știu, mama și tata m-a învățat niște lucruri foarte simple despre viața. Adică, eu mă bucur când plec acasă și dacă e soare, mă bucur. Dacă plouă, mă bucur. Și mai zice lumea, bă, dar plouă. Și dacă plouă, după plouă să fie vreme bună. Adică, tot timpul încerc să caut partea bună a lucrurilor. Până la urmă, trece mai ușor ziua. E mult mai faină când ai o stare de bine. Adică, nu știu, mi-mi place să fiu pozitiv. E atât de mișto spus chestia asta. Ce dacă plouă, că după ploaie cu siguranță o să urmeze vreme bună. Mi se pare cu adevărat cel mai pozitiv drive pe care poți să-l ai și ca să te umpli de energie bună și să alungi orice ce ar însemna rezid de energie. Să știi că treaba asta, scuze că am vrut să zici ceva. Nu, eu te rog. De la Moșu Pușcu, bunicul meu. Am fost cu el la dată la coasă, în pământ și... Eu, prima dată când am ajuns acolo, el a costat un pic și am pus șa 1 și am făcut un fel de colibă. Nu se grăbea, adică, și ziceam, dar dacă plouă sau așa când coseam, aici cine ludă și uscă. Mie-mi plac proverbele astea vechi și poveștile mele pe care eu le povestesc în stânga, în dreapta, sunt doar povești luate de la bunicul meu, de la oameni sau povestea vieții mele, adică povestesc foarte mult din lucruri pățite, înțelegi? Și atunci mi este foarte ușor să mă și descurc și să zic lucrurile pe care am trecut. Adică și citesc, îmi place să citesc, mai ales despre restaurante, așa întotdeauna mi-a plăcut să, nu știu, la restaurant se întâmplă niște lucruri. În momentul când pleacă clientul și e bucuros, să-ți lasă și bacșiș, să simte bine, să vede pe fața lui că, nu știu, când am lucrat în cârciumă la Paris, întotdeauna îmi plăcea să fac, să fiu cel mai bun. Cred că asta e un lucru care m-a ghidat în viață un pic. Adică orice am făcut, mi-a plăcut să fac bine. Niciodată n-am știut să zic nu la nimic. Adică faci asta? Da, fac asta. Vrei să înveți aia? Da. Am mai zis un pic cu front class, director care m-a angajat și la un moment dat el era somelier pe lângă. Avea un rol în restaurant și mergeam lângă el și îmi plăcea cum prezenta vinul și cum povestea despre vin. Deci eram fascinat. Și am început să mă duc cu restaurantul la casă de vinuri ca să învăț despre vinuri. Pentru că mi-a plăcut. La un moment dat, ce m-am întrebat că de ce m-am întors în țară. Și am zis că, printre alte un motiv important a fost că vreau, oarecum, în mintea mea, să transmit mai departe tot ceea ce am învățat eu. Pentru că, la un moment dat, toți învățăm la ceva, toți avem un mentor sau așa. Și la un moment dat, am început de jos, de la spălător de vasă, în bucătărie, sală și așa, lucrând cu oameni profesioniști, am învățat foarte multe. Și atunci ziceam că, ok, pot să mă întorc în țară să fac o cârciumă și în țară și să transmit cumva tot ceea ce am învățat eu, pentru că unii chiar nu au șansa să învețe ceva. În lumea Horeca, nu toți patronii sunt cărciumari. Mm-hmm. Unii doar investesc în afaceri. Toți muncim, toți investim ca și afacere.
Da, un pasionat și un cărciumar adevărat, o să vezi că chiar dacă vii pentru prima dată în restaurant și faci o masă mai mare, o să-ți dea un digest din partea casei, îți face ceva, o atenție foarte importantă, înțelegi? Uh-huh. Mie îmi place treaba asta. Îmi place să fie oameni fericiți. Nu știu, mă hrănesc cu asta. Adică îmi place să iasă din restaurant cu o zâmbătă pe buze. Și sunt perfecționist, foarte perfecționist la muncă. Sunt destul de dur cu mine, în primul rând. Și de un alt motiv, apropo de povestea cu Frank Las și care devenise somelier la un moment dat, printre alte funcții, avea și funcția de somelier, da. Un alt motiv foarte bun pentru care, nu știu dacă l-ai conștientizat atunci când te-ai întors în țară, dar cu siguranță el există, e faptul că aici în România se regăsește mult mai ușor vinul foarte bun și precum e exact acest Septrus de la prietenii noștri de la Beciu Domnesc, este un rosé, un cupaj de Pinot Noir și Cabernet Sauvignon. Nu știu, n-am eu cum să povestesc pe cum Frank Las. Poate dacă mă apuc în français, c'est un cupage extraordinaire, Pinot Noir et Cabernet Sauvignon, c'est Septrus, c'est un très bon vin rosé de notre ami le Beach Domnesque. La mulți ani. Da. Unde? Doar la școală ai făcut, Doamne ajută? Doar la școală ai făcut? Poveștile noastre sunt destul de apropiate, cel puțin franceza, în partea asta. Accent, da, păi am ureche muzicală. Eu nu știam franceză deloc. Adică făcusem franceză la școală, multe ore, de alea, 8-9 ore pe săptămână, era liceu care avea un program special, nu era intensiv, era cu biling franceză, adică făceam și alte materii, făceam biologie, matematică în franceză, dar dai seama că mintea mea de copil n-avea nicio treabă cu lucrurile respective. În schimb, am intrat într-o trupă de teatru francofon. Mă rog, eu aș denumi o francofil, că noi nu am fost francofoni niciodată, am fost francofili dintotdeauna, adică de la Chereța încoace. Și în momentul în care am ajuns acolo, mergeam în schimburi de astea de experiențe, mai stăteam pe la francez pe acasă și eram forțat să învăț, adică eu eram dependent de spray de nas. Cum le ceream eu la aia Olind sau alte prostii de astea? Vibrocil, că e Vibrocil aveau, n-aveau Olind. Și așa am învățat. Asta a fost toată. Adică tot nevoia, ca și pe tine. Și înțeleg perfect chestia asta și dragostea față de Franța. Chestia asta nu se schimbă niciodată. Eu n-am vizitat din Franța niciodată mai mult de Provence-Alpes-Maritime-Côte d'Azur. Adică nu mai grosul, ce e mai frumos. N-am fost la Paris în viața mea spre toată rușinea mea. În schimb, an de an mergeam, odată am fost chiar și de două ori, am fost și cu părinți într-un an. Mergeam la Gras, orașul parfumurilor, unde e Fragonarul, Molinar, Galinar. Și toate chestiile astea. Uite, o altă treabă pe care voiam să discut cu tine, numai o secundă să mă spovedesc, mă împărtășesc, pardon. Așa. E faptul că eu am mai discutat aici în cadrul podcastului și cu Ștefan Mandachi, când am venit, dânsul un antreprenor în zona de Horeca. Vorbeam despre serviciile și despre calitatea serviciilor din România. Nu să le referim chiar acum la ele și nu să intrăm neapărat în subiectul ăsta, dar eu cred că e o simbioză și de fapt cred că sunt niște lucruri congruente aici. Calitatea serviciilor cred că e mână în mână cu modul în care se raportează clientul la serviciile respective. Am urât din tot sufletul și am ajuns într-un prag de asta în care efectiv să nu mai suport. Momentul în care există câte un client care se comportă urât cu personalul unui restaurant, care are niște pretenții exagerate, căruia nu-i convine niciodată mâncarea, care o dă retur într-un mod batjocoritor, umilitor, care se comportă urât cu ospătarii, și atunci cred că e o paralelă foarte importantă de făcut, având în vedere faptul că tu ai avut drept clienți pe niște absolut pe niște superstaruri fabuloase, cum ar fi Zinedine Zidane sau Ronaldinho, și aș vrea să-mi spui cum erau oamenii aia ca și clienți comparativ cu alți clienți pe care ai întâlnit și cum reacționezi tu în momentul în care vezi astfel de lucruri, pentru că sunt absolut convins că te-ai izbit de tipologia asta de client atât acolo cât și cu precădere aici când ai făcut restaurantul la Cantin du Nicolai. În general, cele mai mari vedete au fost cele mai de treabă în general, adică cei care îmblă des în restaurante, ăia pot să înțeleagă și niște lucruri care nu se întâmplă poate cum trebuie în timpul serviciului. Poți să înțeleagă, pentru că dacă intri într-un restaurant și când vezi că e restaurantul plin și vrei să schimbi lucruri, în principiu un om care e îmblat în restaurant își dă seama că poate să durează un pic. Adică problemele
cu clienții care zici, așa zic client, sunt aia care cred că mai mult vor să iasă în evidență, care nici măcar nu prea să pricep, să știi. Pentru că o educație culinară noi nu avem neapărat foarte mare, pentru că noi până acum 30 de ani n-am avut în magazin nimic, adică nu am crescut, noi am descoperit crevete sau alte fructe mare, nu știam noi, în afară de porc și de miel și oaie, nu prea am avut, sincer, și oameni care stau lângă mare, pește, noi nu prea avem cultura neapărat încă. Noi acum lucrăm la cultură, avem dintr-o dată, avem pizza pe asta, avem gen tot fel de mâncăruri, de coreene deja, adică începem să dobândim dar asta înseamnă să ieși la restaurant. Okay. Adică trebuie să ieși tot timpul, ca să poți să faci diferența între niște mâncăruri, trebuie să mănânci des la restaurant, că n-ai cum. Un paleu să educă, că nu creștem niciunul, adică ca orice meserie, îți place și dacă deguși non-stop, încetul cu încetul o să faci diferența între bun, mai puțin bun, între un lucru proaspăt, un lucru care e mai vechi, adică doar așa, doar obișnuindu-ți paleu, o să-ți dai seama. Niciodată nu mi-a plăcut genul de clienți care să... Am avut toată la mine, la Cârciumă, cam trei generații, era un băiat tânăr care făcea studii la Londra, erau părinții, el avea 20 de ani, părinții cam 40-50 și erau și bătrânii, bunicii. Și el a venit la restaurant și cam au luat, era tot duminică, au luat cam de toate. Și aproape nimic n-a fost bun. Și am încercat să zic, ok, ce nu vă place, ce nu e? Și el tot timpul dădea exemple de la Londra, la Londra, la Londra, că la Londra așa, că la Londra așa, așa. Ok, am clienți care vin să mănânce la mine, foie gras francezi care au crescut de mici francezi și adoră. Deci nu poți să, adică să zici că nu e bun, că nu e pe placul tău, că nu e sărat, că nu simți coniacul în el. Adică niște lucruri, textura, poate nu trebuie, nu e destul de rece. Dar să zici că nu e bun deloc, nimic nu era bun la masă. Ne-am dat seama că, de fapt, acel băiat vrea doar să le spună lor cât de bine cunoaște Londra, cât tâmble la restaurant și că dintr-o dată, după 3 luni de zile de Londra sau un an de zile, le știe pe toate, știi? Mm-hmm. Mai mă întreabă lumea că în restaurante, ce aleg într-un restaurant? Și de obicei mă duc în restaurante care au un meniu mic, mă uit ce se mănâncă pe masă, văd care-s rulajele, e foarte important să vezi ce se mănâncă cel mai ideal și să nu ai așteptări. Cel mai nasol e când mergi într-o cârciumă și te duci ca la pomulău, da, și de fapt nu e ce trebuie, știi? Uh-huh. Asta e cel mai rău lucru. Dar, în general, când mergi la restaurant, mergi să te simți bine. Restaurantul nu-i numai mâncarea. Ești și cu cine ești la masă, pentru că dacă e cea mai bună mâncare și tu stai la masă cu niște oameni sau care nu te simți bine și așa, nu-ți stingi de mâncare, știi? Sau ai discuții mai aprinse. Mâncarea e locația, e serviciu, adică restaurantul, e muzica, e lumina, adică într-un restaurant oamenii de lângă sunt importanți, lângă cine mănânci. Adică mâncarea în sine, când ești la restaurant, nu când ne grăbim așa. Când mergi într-o seară să mănânci, scoți nevasta la, că e sâmbătă seara la masă, tot e important pentru mine. Mm-hmm. De asta mi se pare foarte tare de menționat, faptul că la noi lucrurile astea funcționează mai greu și din prisma faptului că noi nu am avut cum să ne obișnuim, n-am avut timp să ne obișnuim cu genul ăsta de program până la urmă urmei, pentru că observ că românii mănâncă foarte puțin la restaurant, ies foarte puțin la cârciumă, preferă, și asta era dinainte de pandemie, nu cred că a modificat pandemia obiceiul de consum foarte tare. Și chestia asta cred că va dura foarte mult până se va așeza și cred că are nevoie atât de concursul cârciumarilor, cum îi numești tu, și cred că e corect să fie cârciumar, nu să fie neapărat antreprenor în zona de Horeca, pentru că așa pot să mă apuc și eu să-mi deschid un restaurant, pentru că mă pasionează să mănânc la restaurant, mă pasionează să beau la crâșmă, nu-mi place să beau acasă, mă pasionează să stau, să interacționez cu oameni pe care chiar și dacă nu-i cunosc, să intru în discuție cu ei, și crâșma cred că e locul cel mai potrivit pentru astfel de lucruri. Și relaxat la cârciumă. Mm-hmm. Dar cu siguranță cred că un cârciumar știe mult mai bine care sunt nevoile pe care le are acest domeniu și în același timp și clientela care ar trebui să fie puțin mai educată, mai ales având în vedere faptul că acum există oportunitatea de a călători, de a merge prin străinătate și așa mai departe. Pentru că, apropo de exemplu pe care l-a dat-o cu tânărul întors de la Londra, eu sunt convins că lui la Londra nu îi puțeau lucrurile cum îi puțeau aici în București, el întors din perfidul Albion. Da,
Eu mi-am dat seama că el de fapt iar vrea doar să transmită ceva cumva. Deci, și atunci ne-am luat o piată de pe inimă, că mi-am dat seama că de fapt nu era despre mâncare, pentru că el a luat mai multe feluri de mâncare și nimic n-a apreciat. Deci ne-am dat seama că scopul era altul, era genul clientul care zice mai devreme, care îți aruncă mâncare, care vorbește urât. Eu genul ăsta e client, nu-ți bineveniți la mine în Crăciun niciodată. Nu, păi și cum vreau, adică vreau să, eu vreau ca clienții care vin la mine în Crăciun să respecte mâncarea și locul și oamenii cu care muncesc, pentru că e ușor să dai vina, nu-i parcă risotto ăsta nu-i ca și data trecută. Și eu zic, posibil. Pentru că această mâncare a făcut-o de un om. Care acest om poate într-o zi să trezește și el cu fața la perete. Are problemă cu un copil care e bolnav și el că n-ai ce face, trebuie să vin la muncă, da? Că nu pot să închizi cărciuma. Dacă nu m-am zice, ok, nu mai vin azi la muncă că mă doare ureche, nu mai vin. Nu e chiar așa. Și atunci, eu zic că e un om care face mâncare și care poate astăzi are o zi mai proastă. Și e normal să se transmită, pentru că o mâncare bună, nu știu, o face bucătarul, se transmite. Adică pasiunea unui bucătar când gătește se resimte în farfuria, să știi. Eu întotdeauna am zis. Ce adică reprezintă conceptul ăsta de mâncare gătită cu suflet? Pentru că tot auzim foarte des și gospodinele, de exemplu și bunica mea, care e foarte pasionată de a face de mâncare ad hoc pentru familie, nu într-un mod profesionist, dar se supără. Dacă nu mănânci, se supără. Dacă eu, de exemplu, merg la ea și nu mănânc nimic, e jale. Da, da, vezi că ai zis bine, ea se supără, dar ea când începe să gătească, ea se gândește să-ți facă ție plăcere. Adică ea deja în mintea ei transmite, adică ea face cu un scop, să facă o mâncare bună nepotului ei, pe care îl iubește foarte mult. Și atunci face orice, o să caute legumele cele mai bune, adică o să facă în așa fel încât ca mâncarea să fie bună. Adică pune suflet. Revenim la poveste mai devreme de a merge la muncă și a fi cu zâmbetul pe buză și să ținească sau să muncești cu drag. Dacă muncești cu drag, mâncarea se calmea. Tu oricum vii de acasă și petreci mai mult timp cu colegii decât cu familia. Că mai ales în restaurante muncești o zi sau două cu două. Două zile muncești, două ești liberă. Și două zile petreci doar la muncă cu colegii. De ce să nu ai o stare bună? De ce să nu gătești cu drag? Adică eu zic că să simte. Eu am zis întotdeauna că dacă iau 5 bucătari și dau 5 aceiași ingrediente la toți, o să iasă 5 feluri de mâncare diferite sau aceeași mâncare, dar cu gust diferit. Pentru că fiecare are tușa lui personală. Uh-huh. Uh-huh. Înțelegi? Adică, în general, bunicile întotdeauna au fost bune gospodine și făceau mâncare bună pentru că făceau tot timpul aceeași și o făceau cu drag. În bucătărie, de exemplu, multă lume zice că mai nou sunt doar bărbații care fac bucătărie. Și bărbații, eu zic că fac o meserie. De mult mamele găteau, de mult mamele, era și mama mea acasă, tata aducea banii, mama se ocupa de mâncare și de copii. Și atunci asta era un lucru pe care făcea de 3 ori pe zi. Uh-huh. Normal că făcând o ciorbă de fiecare dată încerca să facă mai bună, mai bună și de câte ori o rata cumva, nu e așa cum trebuie, își dădea seama și atunci doar când o făcea, avea grijă. Asta înseamnă să fii bucătar pasionat, să ai grijă de lucruri, să nu le faci numai să le arunci acolo, numai, adică trebuie pusă cumva într-un rin, trebuie să ai, să simți, adică mâncarea, și, dar nu numai mâncarea, cred că și un mecanic auto, când face ceva trebuie să facă cu drag, adică să-și pună de ce nu merge, adică fac teste, nu mai merge, nu mai locuim, știi, adică la bucătărie chimie, dacă nu pui bine lucrurile, nu ies cum trebuie, adică e diferență. Tu consideri că românii mănâncă prost în genere? Eu zic că românii mănâncă multă carne. Mhm. Și atunci, fizic vorbind așa pentru corp, nu cred că e cel mai bun lucru. Adică e bine să mănânci pentru că carne mănâncă toată lumea. Dar trebuie, cred că, amestecată foarte mult cu alte lucruri. Înțelege? Că nu neapărat să fie numai carne. Adică eu zic niciodată că în ziua de astăzi o găină n-are numai piept și pulpă. Înțelege? Adică nu mai are nimic altceva. De mult să mai mâncăm și penele. Da, sau tagliatelele. Da. Înțelege? Adică și le... Prea nu dăm importanță. Când am luat la cantină și îmi povestea de un cod, de un pește labur, am zis ok, doar un pește labur.
Și când a început să-mi explice și mi-a arătat peștele întreg, cum îl filetează, să-mi uit textura lui când a pești ca să revină carnea înapoi, ochiul. Și când am văzut lucrurile alea, să fie după orechi, să fie rozaliu, nu negricios. După aia când l-a lucrat, când l-a fasonat, să aibă grijă, să fie toate la fel, dacă cum... Wow! Și am zis, la început când o schimb pește, zic ok, e în pește ce naiba. Păi când a început să-mi explice, deja am început să zic wow, adică erau lucruri pe care, întrebări pe care niciodată nu mi-am pus, pentru că nu eram bucătar sau nu eram, doar mâncam, mereu la restaurant. Și de atunci am început să văd lucrurile un pic altfel. Mm-hmm. Că nu-i numai un piept de pui. Știu, multă lume vorbește despre ieșit un oraș sau despre mâncat un oraș în speță, că e scump. Și atunci asta e motivația pentru care oamenii aleg să nu iasă să mănânce la restaurant. Nu e adevărat. Eu am făcut un calcul odată, am încercat să gătim acasă mâncare mai bună, adică să folosim ingredientele de calitate. De calitate, da. Un puiul să fie bio, ouăle să fie de la țară și așa mai departe. Folosind ingredientele respective, mi-am dat seama că e mult mai scump să gătesc acasă decât să merg să mănânc în oraș. Așa e. Plus că în momentul în care merg în supermarket, mă apuc și cumpăr canehalitul, nu mă gândesc la ce pun în coș, pun pe principiu să fie. Da, seama acolo, da. Să fie, că dacă o să-mi trebuiască. Și n-am. A, să fie și aia, și aia. Păi, dar facem ciorbă, la cine trebuie coaste? Dacă ne vine vreo idee. Pe când la restaurant, cred că sunt mult mai... Bine, și asta am educat-o în timp. Că la început comandam și antreu, și felul 1, și felul 2, și desertul deodată, pentru că mi-era foame când ajungeam acolo. După ce mâncam antreu, realizam că celelalte 3 feluri trebuia să le mănânc doar pentru faptul că le-am comandat. Și nu te-a îndemnă să le lași acolo. Bine, asta e din educație, adică de a nu arunca, de a nu face risipă. Dar să le ai acasă, ți-e rușine să le ai? Nu mi-e rușine, dar mi se pare că nu mai au același gust. Că vreau să vorbim și despre asta. Mâncarea de la restaurant versus mâncarea de la restaurant, dar comandată acasă. E o diferență. Eu îmi place să mănânc doar la restaurant, recunosc. Adică am restaurant în care fac foarte multe căuri pentru acasă, dar eu nu sunt genul de client. Mie îmi place să mă deplasez. Ideea doar de a ieși din casă, de a-ți lua familia, de a merge așa mânca... Că ziceai și de vreme că e scump. Nu e scump, că în ziua de astăzi poți să mergi la restaurant, mergi o pizza. Ideea de a... demarșul ăsta e fain, înțelegi? În care îți iei copiii și hai să mergem în oraș. Mergem, mâncăm o pizza, mâncăm un desert și vim acasă. Și ne-a costat, nu știu, 3-40 de căciulă, nici măcar. Și nu cred că e scump. Ideea de a merge la restaurant mi se pare ceva foarte fain, că petrești timpul. La un moment dat venisem din Franța și sora mea la Rozavlea, era ziua ei și am zis ok, hai să te invit de ziua ta, merg la psică de marmație într-un restaurant și te invit. Și zice, nu, că de bani ce mai prefer să fac eu de mâncare și face mai mult și nu știu ce. Și am zis, nu, asta e scopul. Ideea e că de ziua ta nu vreau să gătești tu. Mm-hmm. Adică vreau să profiți de ziua ta, pentru că noi așa am crescut, mamele noastre de Crăciun, de Paște, de orice, ele erau tot timpul în bucătărie. Înțelegi? Noi avem mâncarea asta în ADN-ul, dar restaurantul cred că e un mod de a socializa, de a vedea alți oameni, de a vedea o femeie frumoasă, un bărbat frumos, de a vedea o operă de artă, de a asculta o muzică, de a ieși din cotidianul nostru de stres, de muncă, înțelegi? Că restaurantul e un lucru care nu mai numai să mâncăm. Mm-hmm. Noi să ne relaxăm. O discuție care o ai cu prietena ta acasă și una care e la restaurant, aceeași discuție diferită. Pentru că restaurantul îți dă un confort, îți dă o plăcere. Ești parcă Tom, nu mai ești așa de apăsat cumva și parcă iei lucrurile un pic mai lejeri. Trăiești, de fapt despre asta e viața, cred că. Trebuie să știi să profiți de viață. Restaurantul, cred că e o oportunitate de a evada din stres, din muncă. Când ieși, mergi să bei un par de vin, discuți cu cineva, mi se pare un lucru foarte fain. Da, plus că de asta există și acest concept, până la urmă, urmei cele mai mari tranzacții din lumea asta, cele mai mari, nu știu, negocieri, se poartă la o masă. Eu am cunoscut cel mai mari vedete ți-a la masă. De asta vreau să revenim la asta și să-mi povestești puțin cum erau oamenii ăștia ca și clienți și cum te simțeai tu în momentul în care îi vedeai acolo în restaurant. Ziceam mai devreme că cele mai mari vedete erau cele mai simple. Odată Vicaș Dorasoa juca la Lyon numărul 10 și
râdeam cu Sam, cel mai bun prieten am eu, care am rămas acum, chiar m-a sunat mai devreme, râdeam că a fost unul de cei mai ciufuți clienți tot timpul cerea lucruri. Juca și în echipa Franței la un moment dat, puțin timp, da? Și Zidane când venea, și făcea Zidane, așa făcea cu meniul, de fiată Zidane, ca să nu, era foarte, e timid, era timid, era să nu deranjează. Lua meniul așa, nici așa. Așa. De fapt, el se ascundea. El se ascundea după meniu, ca să nu, să nu deranjează lumea, să era foarte, foarte respectuos Zidane. După ce, nu știu, când încep, ți se pare normalitatea, să știi, când stai la un pahar sau începe serviciul sâmbătă seara și vine Christophe Dugarry singur, zice, bă, n-am ce face, o oră, am venit să stau cu tine vorbă până așa, până vine masa. Deja începe să fie lucruri normale, adică vedeam vedete la început doar în ziar, când îmi plăcea să citesc ziarele alea gossip, să zic așa, Le Voici, erau discotecele Bandouche, perioada de glorie, vedeam Madonna tot timpul. Îmi plăcea, dar niciodată n-am crezut că o să ajung să cutoiez această lume. Da, asta a fost doar un azar, dar am muncit foarte mult, am fost într-o locație ca să ajung să servesc în sală, a fost după 8 luni de zile. Deci doar că n-am platouri cu mâncare și făceam în spate veselă, lucruri care nu prea să văd. Și când vedeam atâta lume frumoasă, aștia vedete, vreau să mă duc în sală, nu știam nici măcar să schimb o scrumieră. Prima scrumieră, nu știam că trebuie să pui una curată, să ai grijă și așa. Dar cred că pasiunea și plăcerea de a face lucrurile ca lumea o am și de la mama. Am o poveste care nu uita niciodată de la mama. Eram la Rozavlea, la noi părâte acolo în grădină și aveam niște porumb pus așa pe că la început porumbul l-a aruncat mama și tata și ieșea peste tot, trebuia rărit. La un moment dat mama l-a pus linia așa, știi, ca și la ceapeu, cum era atunci. Și ea a început să sape și o ajutam și eu. Nu știu, aveam 15 ani, 14, 15 ani. Dar ea, având experiență, mergea foarte repede. Ea tăia, pam, 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 făcea, curăța frumos cu mâna, lăsa firul, dacă erau predești mea, și mergea. Și eu m-am grăbit și eu să mă tân pasul cu ea. Și mai tăia, mai nu știu ce n-am făcut. Și nu făceam mine loc. Și mama s-a oprit la un moment dat și Nicola încoace. Zicea, fii atent. Tot ce faci, fă bine. Nu te grăbi să faci la fel ca mine, pentru că eu am experiență. Dar eu, după ce am făcut rândul meu, trebuie să mă întorc și la tine să mai fac o dată. Deci oricum nu mă ajut deloc. Mai bine fă 3 fire, eu fac 10, tu fă 3. Dar dacă faci pe 3, fă-le bine. Uh-huh. Și atunci am învățat la mama că orice fac, trebuie să fac ca lumea. Că muncesc pentru alții, pentru Pierre, Paul, Jacques, nu contează. Adică oriunde m-am dus și am muncit ca pentru mine. Adică am avut pasiunea asta. Cred că asta a fost unul dintre motorele sau ghidurile mele în viață. Eu m-am inspirat foarte mult de la mama, de la tata, din familie. Că familia e foarte importantă. De asta e bine să mergi la restaurant, dar e bine să mănânci acasă. Adică acum la emisiunea la Dancing on Ice mi-am făcut un prieten, Nicola, un elvețian, care îmi spunea că la ei în Elveția nu mai știu dacă nu greșesc, în orice caz la 14-15 ani fac 2 ani de zile de bucătărie la școală. Se învețe lucrurile de bază, adică lucrurile se învață, adică acolo, în general, copiii la 18 ani pleacă la licee și să știe să-și facă niște ocre, niște pase, învață, nu te lasă așa de izbeliște, înțelegi? Adică mi se pare foarte tare că să știi să-și faci de mâncare. Și e fain să gătești, pentru că în momentul când gătești tu, îți dă o satisfacție dacă ai o prietenă, stai la povești, cum stăm aici, unul curăță cartofi, unul pregătește carne, mai bei un par de vin. Adică mi se pare o stare foarte... Și știi și ce pui în mâncare. Asta mi se pare ce mai... Să merg la piață, azi am fost la piață și am cumpărat niște fasole păstăi. Și am zis că Mănica, zic, dacă vrei să faci o zeamă de păstăi cu smântână, cum se face la noi. Și am mai sunat după aceea, zic, nu le pune pe tati, că vreau să fac și niște păstăi aici, cu usturoi, știi? Mm-hmm. Adică ideea să merg la piață cu... Eu, de exemplu, asta a fost cu nevasta mea, am ales niște lucruri, să mă duc să le gătesc acasă. Nu știu, asta fac parte, că tot alergăm după... în ziua de astăzi familie, să fie fain și așa. Să gătești seara pentru familie mi se pare un lucru foarte fain. Și ține familia unită. Adică noi acasă când mâncăm, telefoanele punem deoparte.
Nu vreau. Adică e momentul nostru, o jumătate de oră când mâncăm, stăm fără telefoane. Asta mi se pare absolut necesar în economia unei relații trainice în familie, mai ales în momentul în care apar și copii și familia e mai numeroasă. Și aici se vede în cazul tău atât educația de la Rozavlea, unde probabil părinții vă strângeau pe toți la masă când era de masă, toată lumea trebuia să stea să mănânce, se vorbea, se discuta și așa mai departe, se povestea ce s-a întâmplat pe parcursul zilei, pentru că de obicei la cină se întâmplă lucrurile astea cel mai des, dar cred că e și influența franceză, pentru că eu în momentul în care când am ajuns prima dată într-o familie de francezi și am văzut că e seara de seară cinau împreună, ba la restaurant, ba acasă, dar de fiecare dată erau împreună, pentru mine a fost un șoc, pentru că treaba asta la mine acasă nu se întâmpla decât în weekend. Adică era în weekend, într-adevăr, sâmbăta și duminica, mâncam cu părinții mei, ba în oraș, ba acasă, mesele se luau împreună. În schimb, în timpul săptămânii era un haos de ăsta total. Eu mâncam pe undeva pe la bunici după ce terminam școala, taică mi venea de la serviciu, mânca pe la 5-6 după amiaza, maica mea pe grabă mânca în picioare, că trebuia să mai, din picioare, pentru că trebuia să mai facă și altceva, și tihna aia de stat la masă o oră sau cât dura tot procedeul respectiv, lipsea cu desăvârșire. Pe mine m-a șocat în momentul ăla, la fel și ceea ce îmi povestești tu, poveștile cu mersul la piață și așa mai departe. Astea sunt niște lucruri pe care francezii, de exemplu, le au extraordinar de bine dezvoltate, iar la noi au cam lipsit cu desăvârșire, plus că mai e o chestiune care cred că e foarte importantă în toată ecuația asta. Noi românii am rezonat foarte rapid, din punctul meu de vedere, cu acest concept de tip fast food. În toată goana asta a capitalismului, pe care o înțelegem, sau cel puțin la început am înțeles-o foarte greu cu toții, timpul câștigat de faptul că te duci în două minute, ăla îți dă și mâncarea, tu ai plătit niște bani, ai luat mâncarea, o mănânci pe fugă pentru că ți-e foame și ai rezolvat problema. Cred că asta a contribuit din nou masiv, neavând absolut nimic împotriva fast food-ului. Mi se pare extraordinar de necesare, dar nu întotdeauna. Nu cred că trebuie să devină un obicei zilnic și nu cred că trebuie să înlocuiască ieșitul la restaurant și nu cred că trebuie confundat fast food-ul cu restaurantul și în același timp nu cred că trebuie să înlocuiască momentele pe care o familie trebuie să le petreacă împreună până la urma urmei. Păi fast food are, exact cum zici tu, rolul lui, dar seara e frumos, adunii, să povestești fiecare ce a făcut, eu am copii mici și se întreb cum a fost la școală, adică dacă a învățat ceva, cu cine s-a jucat, adică nu știu, niște momente de intimitate pe care le ai. Fast food-ul la amiază, da, din ce în ce mai mulți în ziua de astăzi trebuie să muncim mai mult, n-ai timp. Eu niciodată n-am înțeles oameni care mănâncă pe birou, niciodată n-am înțeles. Nu înțeleg ideea de a rămâne, munca nu se gata niciodată. Eu sunt primul care știu treaba asta și muncesc non-stop. Aproape și îmi place. Dar îmi dau seama că totuși munca niciodată nu se termină. Niciodată n-ai timp de nimic, numai să muncești. Cum e să ai o pauză de jumătate de oră, să te dai jos din clădirea în care lucrezi, să mergi până la colț, să-ți iei ceva mâncare și să vezi soarele, să vezi oameni ca să plimbe. Nu știu, mi se pare că noi nu avem, noi încă mâncăm, eu am impresia că noi încă mâncăm ca și cum am pune benzină într-o mașină. Adică mâncăm doar să mâncăm, adică nu avem plăcerea de a testa sau dacă mergi la restaurant să mănânci de o săptămână. Eu, de exemplu, când îmi place mâncare la restaurant, mănânc mai pe aia, la început. După câteva, mai multe ori, vreau să mai încerc și altceva. Îmi place să descoper, pentru că, na, mai ales fiind și bucătar, îmi place să mănânc orice. Adică sunt un timp care cred că nu, chiar mănânc orice. Și îmi place să descoper. Deci noi încă mâncăm așa rapid, hai să mâncăm și să mergem să muncim, încă nu avem cultura de a ieși. Adică acum am fost la Roma și la amiază plin de oameni pe stradă, ies de la muncă, merg să mănânce și beau un par de vin și se întorc la muncă înapoi. Și asta cu vinul, toată n-ai voie să conduci în România deloc, zero, toleranță zero, dar la masă am prieteni care tot așa acum câteva săptămâni discutam că la masă a comandat de mâncare la birou și a desfăcut o sticlă de vin și tot rămas, eu nu beau, conduc. Păi, dar n-am să bei.
adică să deguși, vine să degustă cu mâncarea. Adică în blâna degustări de vinuri, ne-am dat seama că vinul e mult mai bun în momentul când îl asociezi cu mâncarea. Mm-hmm. Pentru că e chimic, rămâne mâncarea un pic în gură și tu atunci bei un pic de vin și atunci să leagă lucrurile atât de fain, incredibil. Adică e mult mai bun vinul cu mâncarea mesecată asociat decât doar că să-l bei gol. Am o metaforă personală pe care am născocit-o eu recent, e că în momentul în care bei vinul pe stomacul gol sau neasociat cu o mâncare potrivită vinului, că și asta e o combinație destul de grea, dar în momentul în care bei vinul pe stomacul gol, e ca și cum te-ai da cu parfum fără să faci duș. Da. Cam despre asta, cred că e... Bă, dar la vinuri e simplu. În ziua de astăzi, multe vinuri scrie cu ce să-l asociezi. Mm-hmm. Adică sunt lucrurile clasice la vinul. Ok, vin alb, o carne albă, vinul roze, aperitiv și așa, vinul roșu cu o carne mai roșie. Pentru că, de ce? Și mai gras. E mai, vinul roșu e mai tanic, mai puternic și atunci normal că să-l asociezi cu o carne roșie care are textură mult mai bună, mai în sânge și așa. Lucrurile sunt destul de simple, să știi, până la urmă, nu sunt chiar așa. E, în același timp poți să asociezi un pește tot cu vin și cu vin roșu. Nu cred că neapărat sunt niște reguli scrise neapărat. Lucrurile, oamenii și-au dat în timp seama că carnea roșie merge mai bine cu un vin roșu. Dar dacă bei și un vin alb sau roze la o carne, nu e o problemă. Dacă ție stignea și îți place și îl deguști împreună și îți pică bine, nu e o problemă. Adică nu cred că îți dă nimeni în cap, să zic. Da, nu, categoric, nu cred că... Bă, sau la... nu pari în fața unora, gen, asta nu știe să asocieze mâncarea cu vinul. Dacă nu știi, știi că cred că avem... cel mai corect e să recunoști. Da, dar îți va dea să-ți puțină lumea recunoaște adevărul, să zic așa. Și cred că de asta și avem problemele astea. Deci nu, dacă nu știi, nu e problemă. Nu e rușine să nu știi. Dar dacă... trebuie să înveți. N-ai cum să dai cu părerea despre lucruri care nu știi deloc. Mm. Adică la o poveste pot să zic, da, să țin un discurs sau să țin povestezi despre lucruri pe care nu știm despre ele, nu are niciun Dumnezeu. Adică eu în bucătărie sunt o grămadă de lucruri pe care nu le știu. Și asta înseamnă că nu-s bucătar bun. Îți dai seama că bucătăria asta, acum, având acces peste tot și YouTube în toată lumea, poți să vezi mâncăruri în toată lumea. Mm-hmm. M-aș apuca să fac poate ceva, nu știu, Coreea, dar nu am toate ingredientele. Da, că asta e important. Da, asta nu mă împiedică să nu încerc. Sau dacă am, or caut ceva care să semene, cum ziceai tu cu ăsta de nasă, în Franța e altceva. Adică tot timpul, dacă vrei să faci ceva, poți, Marimar, cred că se cheamă. Cel mai nu mai știu, nu știu, da. Da, și e un tub mare. Să fii sigur că ți ajunge. Chipurile cu sare de mare, nu te ajută la nimic. Dacă ai dependență, sănătate, ești nenorocit. Da, mi se pare că un lucru nu-i tare ca lumea, dar asta e. Adică asta cu am prieteni care l-au... E nenorocire. E în buzunar, incredibil. Și eu l-am în buzunar, e nenorocire, pare... absolut. Adică recomand tuturor, în momentul în care au vreo răceală sau simt că nu mai pot respira, să nu folosească așa ceva. Am fost dată în America și era ceva la care mergeam și mi-a spus să iau 10 din alea. 10. Așa fac sticluță. Și eu când plec din țară, îmi iau rezerve pentru că nu găsesc brandul. Da. Asta, știi? Și dacă ești fumător, e ca la țigări. Nu, dacă ai schimbat țigările, tușești, e nenorocire, nu mai ai nicio treabă, te enervează, ai o stare de asta de nervozitate sporită, așa și cu treaba asta. Și deja e una cu țigările, dacă o mai ai și pe asta, asta e mult mai nașpa decât aia cu țigările. Da. Da, uite, apropo de America, pentru că mi-ai adus aminte, cum a fost povestea ta cu America și de ce nu ți-a plăcut acolo? Păi, la America multă lume ce că ori la bal, ori la spital, ori îți place, ori nu îți place. Cred că după 7 ani de cantină vreau ceva. Vreau să mă gândesc la America. Am la ambasadă. Cantină, ca să înțeleagă toți cei care ne urmăresc, da. Nu e o cantină, e restaurantul La Cantin, foarte cantin, cunoscut, da. În Franța, în acum Paris. Acum și la Dubai sunt mai multe francize, să zic așa. Fostul meu patron a făcut mai multe. Și aveam chef să descoperi. Am fost niciodată în America, am mers la ambasadă, m-a întrebat doamna aia, pe cât vrei viză? Zic, 2 săptămâni. Doar atâta? Păi zic, nu mă duc mai mult. Chiar vreau să mă duc. Eu dat atunci pe 10 ani mi-a dat viza, prima dată. Am urcat în avion, dar am venit și prieteni din Franța care erau plecați deja acolo. Care nu le trebuia viză?
care nu le trebuia viză, erau și DJ care m-am dus în toate discotecile, m-am dintit acolo și acolo cu Paris Hilton, era pe discoteci în care îmblam, Yuri Gheorghiu care jucase în Franța, tu m-a plecat în America, am ieșit, am și acolo m-am întâlnit cu și ce-a rămas atât șocat acolo. Aveam un prieten francez care plecase tot așa un an de zile, dar am pierdut contactul cu el. Și m-am dus la discotecă și acolo la unul nu mai era alcool. Și zic, cum adică? Mă duc la bar, dăm un par de, nu știu ce beam atunci. Și ce nu, că numai apă. Păi nu vreau mai, nu, ceea ce nu se servește alcool între, nu mai știu, 1 noaptea și 4 dimineața nu se servește alcool. S-a întâmplat că director din acea cârciumă era prietenul meu la Paris, care plecase de vreo 2 ani de zile. Astea sunt niște lucruri care arată cam cât de mică e lumea asta. Da, da. Deși nu mi-a plăcut America, nu știu, ieșeam din discotecă și era tipul ăla care vedea hot dog în fața. Uh-huh. M-am prindit cu ăla, stăteam cu ăla și câte o jumătate de ori și vedeam hot dog cu el. Și-a făcut hot dog gourmet. Da, nu gourmet, nu, dar făceam cu el, îmi plăcea starea, din, nu știu, vibe-ul ăla și să fii la New York, nu știu, ne-a plăcut, dar n-am... Ceva nu s-a legat. Dar nu-mi dau seama ce. America din punct de vedere culinar? Față de ce? Față de Europa? De da, pentru că mie mi se par asasinii bucătăriei clasice. Eu nu știu ce bucătărie au americanii. Adică hamburger și asta. Nu au bucătărie. Ei trăiesc la ei peste tot. Dacă vrei să mănânci mai bine, cred că mai bine mănânci un taco scris odată mai. Nu-s neapărat fan bucătăria americană. Adică eu cred că în Europa avem centre gastronomice senzaționale. Adică începând de la Franța, Italia, Spania, adică sunt niște... Și Portugalia se mănâncă bine. Eu cred că în Europa se mănâncă foarte bine. Dar nu numai. Adică acum în Coreea mă uit. Aș vrea să ajung în Japonia să mănâncă foarte bine. Adică dar America cu mâncarea, pe mine America nu mă prea atrage. Mă duc aproape în fiecare că am neamuri pe acolo, dar nu e... Adică prefer de departe Europa. Adică prefer o Grecia, prefer un sudul Franței, Italia, niște paste bune, adică oameni care gătesc tot așa cu pasiune, niște lucruri simple și nu neapărat complicate. Uite, vreau să facem o mică paranteză aici, că mi se pare foarte importantă treaba asta, cred că se regăsește multă lume în problemă. Am cel puțin doi prieteni pe care încerc să-i conving să mănânce pește, că nu suportă peștele. Unul dintre ei e ofițer în armată și... nu mâncă deloc? Deloc nu mâncă pește? Pe el l-am convins, l-am convertit. Era super... avea fixația asta, cum că peștele îl asimila de fiecare dată cu pangasius, cu toate tipurile astea de pește pe care le mai mănâncă sau le mai gătesc gospodine din România în perioada postului, da. Când e dezlegare. Și atunci a spunea că zic, bă, nu, că e gras, că e prăjit, că nu știu ce, nu vreau să aud de pește. Când îi spuneam, hai bă să mergem la o tavernă de asta de pește, hai să mergem, nu știu unde, uite, iar asta eram la mare, hai să mergem să te duc eu undeva la anul cu pește. Un calcan bun, wow. Un calcan, o treabă. Nu, mă, nu, că nici nu vreau să aud de pește, nu știu ce. Și la un moment dat l-am păcălit. I-am la prietenul meu, la Iași, la șefa, la Ciprian Fighiurș, l-am păcălit și am băgat niște, pe lângă vită, i-am băgat niște creveți și niște creveți de aia întregi mari, i-au plăcut așa de mult că am mâncat cu tot cu coajă. Tare. Așa mănânc conștient. Adică mi-mi place mai mult cu tot cu coajă decât fără. Nu mănânc coada efectiv, da. Dar rest, coaja respectivă îmi place, că e crocant așa și carnea suculentă. Serios? Și dulceagă mi se pare absolut senzațional. E pentru prima dată când au treaba asta. Și nici n-am probleme cu stomacul din cauza asta. Curăță. După care mai am un prieten, la fel e prietenul domnului Nencione, fratele nostru Cosmin, care niciodată nu reușim să-l convingem să-l luăm la un restaurant pescăresc, dar niciodată. Zic, ce să mănânc alea din mare, orice dar care nu e din mare, orice care nu vine din apă. Cred că e chestiunea asta care are o reminescență oarecum comunistă, de la sloganul nicio masă fără pește, culme, deși oamenii ăștia n-au prins comunismul, nu l-au trăit, că sunt născuți în generație cu mine, 90 ceva, mi se pare că treaba asta a rămas rădăcinată undeva, că peștele-i caca, că nu e ce trebuie. Și vreau să te întreb, unde crezi tu, în ce țară din Europa ar trebui să meargă cineva care vrea să încerce să mănânce pește și fructe de mare? În orice țară unde ai apă lângă. Dacă mergi în Franța, ori mergi în sud, la Mediterană, o să găsești pește senzațional, foarte bun. Dacă mergi în Bretania, în partea acolo, la fel, ai pește foarte bun la ocean.
în orice țară care trăiește, dacă te duci în Grecia, o să mănânci pește bun. Asta cu peștele depinde și cum e făcut, pentru că, cum ziceai tu, dacă mănânci numai pește care de proastă calitate, să zic așa, care nu e bun de nimic, normal că ai o fixație, nu mai vreau. Eu zic că, în general, e bine să mănânci cam de toate. Mm-hmm. Adică nu poți să mănânci, adică trebuie să mănânci și pește, și carne, și albă, și roșie, și legume multe, adică corpul, cu cât îl obișnuiești mai mult, cu atât e mai bine. Adică e bine să mănânci echilibrat, înțelegi? Un pește făcut în sare mi se pare fantastic. Deci nu mai pui nimic. Deci peștele făcut în sare, un pește alb mai mare... Mă, ciocă face cea mai bună doradă în crustă de sare. Băi, deci e de vis. Deci, noi acasă mâncăm așa, doradă, dacă e în sare sau biban, unul sau doi îmi place... Fac orez, am o oală de orez din asta asiatică, îmi place foarte mult, și mâncăm broccoli. Orez, pește și broccoli. Fac un vinegret pe bază de zeamă de lămâie și de măsline, să pun pe pește. Atât. Și mâncăm toți. Și copiii adoră. Mamă, ce poftă mi-a făcut. Deci, nu, peștele e foarte bun. Și peștele e lejer. Și ce fain la pește, că în momentul după ce l-ai mâncat, după ori ți-e foame aproape. Adică nu e... Nu dai, cum zic eu, boala porcului, știi, când făceai mânânca și din toată noastră dai seama că toată energia să vină în stomac și atunci totul e aici și atunci dai într-o moleșeală din aia, înțelegi? Nu, peștele e ușor de digerat, e fin, dacă îl faci bine, când îl faci în sare, îl pun cam 25 de minute, când e în 5 la 200 grade, nu las mai mult de 2, depinde numai dacă e mai mare, dar maxim 30 de minute. În momentul când iau sarea, când el trebuie să fie suculent. Mm-hmm. Să nu fie sec, înțelege. Sunt mai mult ca sigur că prietenul ăsta tău a mâncat de 2-3 ori. Acum gata, a mâncat și calcan, a trecut pe alea că, grele. Să știi că legat de a influența oamenii, adulții, ca să-i faci să deguste o mâncare, trebuie să-i dai de vreo 10-12 ori. Mm-hmm. Să-i convingi să mănânci acea mâncare. Un copil de 7-8 ori. Mm-hmm. Mai ușor convingi un copil. Da, da. Dar mai sunt și părinții sau mamele care zic, dar copilul meu nu mâncă legume. Dar zic, voi mâncați în casă? Nu prea. Păi atunci cum vrei să mănânce copilul dacă tu îi dai? Adică, în primul rând, copiii copiază la părinți. Când îți mici. Și dacă tu nu îi dai deloc niciodată, nu o să mănânce legume. Dacă tu nu mănânci, păi nu. Da, dar nu. Uite, de exemplu, la când fac de mâncare, nu fac pentru copii. Fac mâncare pentru toată lumea. Mm-hmm. Adică, îi întreb, ce vă place? Ok, fac. Da, fac mai mult sau îmi place să fac mai 3-4 garnituri, dar nu fac special. Adică, copilul meu nu mănâncă și vrea să fac altceva. La mine nu există așa. Mâncăm toți la masă. Fac cumpărături cu drag, fac de mâncare, dar mâncăm tot ce am făcut. Nu vrei, asta îmi pare rău. Are tot timpul de ales pe masă. Adică tot timpul o să fie ceva care ți-ai placă. Dar să fac doar special, să fac doar pasat, doar să fac așa că copilul meu nu mănâncă niciodată. La mine educația culinară, nu știu cum să zic, face parte din școală, din tot ce vrei tu. E important să mănânci de la mine mănâncă de orice copii mei. Mai e și discuția asta cu intoleranțele. Știi, pentru că eu am observat aici altceva. Da și nu, pentru că într-adevăr există oameni care au intoleranțe și ferească Dumnezeu dacă ai o intoleranță la ceva, nu știu ce, apropo de fructe de mare și așa. Eu am avut clienți care au terminat spital, nu ne-au spus că au probleme cu crevet sau fructe de mare și spital. Mm-hmm. Transformă, te sperie efectiv. Da. Da, am observat și eu asta, sau la albumină, mai cunosc cazuri. Nu vorbim despre oamenii care într-adevăr au probleme, dar aud foarte des de la tot soiul de părinți că zic, domnule, că nu, că copilul meu are intoleranță la lactoză. De unde știi că are intoleranță la lactoză? Zic, care că au apărut niște bube când a băut lapte. Da, zic, da. Poate au apărut bube de la transpirație sau de la căldură, de la orice altceva, de la o problemă dermatologică, nu de la lapte. Da. Și atunci mi se pare că în momentul în care cocoloșești copilul, că și despre asta e vorba, dacă tu-l și nu-i dai mâncare decât ce vrea el să mănânce și decât ce consideri tu că ar vrea el să mănânce, îi îngustezi spectrul culinar cât se poate de puternic și el ajunge să fie un inadaptat culinar la un moment dat. Și o să vrea să mănânce doar șnițele. Mm-hmm. De unde? Da, aici cred că da,
Să știi că mamele nu o fac cu, cu așa cu, să zici, nu se gândesc la că le fac un rău copiilor. Ele le vor binele copiilor. E adică o zonă de confort. Nu, dacă îi place, hai să fac numai aia, știi, cam asta e. Bă, îi plac șnițele, hai că îi fac șnițele, dacă, dacă se poate de 5 ori pe săptămână, știi, adică că îi place, e, no, e copilul ei, știi cum e. Oricum, o mamă, legătura dintre o, o mamă și un copil nu se compara niciodată cu o legătură dintre un tată și un copil, pentru că mama l-a crescut, l-a ținut, adică copilul crește până la nou în, 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 în mamă și atunci feeling-ul, bătăile inimii, tot simte, știi, adică femeia, femeia are o legătură altfel cu, cu copilul, înțelegi? Dar nu, nu fac rău intenționat, doar că vor, le place și vor să le facă bine lor, doar că nu-și dau seama că de fapt nu le fac bine copiilor, pentru că, cum ziceam mai devreme, trebuie mâncare să... Vorbim că mai devreme că ai fost în Franța, eu când am fost în Franța, eu eram șocat că la fiecare masă se punea un bol de salată. Mm-hmm. Adică se începea masa cu un bol de salată, dar mare, salată din aia, cum e la piața românească, verde, un vinegre pe ea și fiecare începea să mânce un bol de salată și apoi vine mâncarea. Da, sau pâinea cu unt și așa mai departe. De exemplu, eu când am fost la Mujan, la Cuisine Moléculaire, pentru mine cea mai, cel mai tare fel de mâncare pe care l-am mâncat acolo a fost ca pe nordul aici, la Izoleta, pâinea cu unt, că după aia sepia și restul nu mi-a mai plăcut așa de tare, că nu eram obișnuit. Adică era prima dată când le mâncam, cantitățile erau mici, eu eram înfometat, nu știam ce înseamnă restaurant cu stea Michelin, m-am dus acolo, Michelin pentru mine erau învelope și atât. Da, în, păi, în de, acolo început, de acolo a început, de la cauciucuri. Mhm. Da, eu n-am ajuns să le, bă, până în punctul ăla n-am ajuns să le consider potrivite și în zona asta de, de Horeca. Și atunci, din nou, e vorba despre obișnuință. Dar aici, de ce cred că e vorba și despre ieșirea din zona de confort? Să mă refer la un exemplu din nou personal pe care cred că îl înțelege toată lumea și rezonează cu ceea ce urmează să expun aici ca și motiv. Cred că oamenii, în genere, oamenilor le este frică să exploreze pentru că pot avea parte de experiențe negative. În același timp e și vorba aia clasică de când hău și pârău, că dacă nu riști, nu câștigi. Practic e sâmbătă seară. Noi când o să terminăm filmarea în seara asta, habar n-am nicio rezervare nicăieri. Mi-e foame deja, când o să terminăm o să-mi fie și mai foame, vorbind în continuu despre mâncare și cu un om care vorbește cu atâta drag și atâta pasiune despre mâncare, nu știu unde o să ies, dar sunt tentat să mă duc să mănânc în zonele la restaurantele pe care le știu, pentru că știu că sigur nu o să am parte de o experiență negativă și nu-mi permit ca această seară de sâmbătă, una din cele două pe care eu le am cu băieții de ieșit la restaurant și nu de stat în casă, să mi le nenorocesc într-un restaurant care să nu-mi placă. Pe de altă parte, sunt conștient că treaba asta mă privează de foarte multe experiențe mișto pe care le-aș putea trăi. Urmează-ți instinctul, zic eu. Adică dacă tu în seara asta vrei să mănânci ceea ce deja ai mai mâncat, du-te. Dar asta nu înseamnă că câteodată să nu, e important să experimentezi, pentru că nu poți să, cum ziceam și mai devreme, tot timpul zic, ca să-ți dai seama de o mâncare mai bună, trebuie să mănânci aceeași mâncare mai multe restaurante. Și atunci singur o să-ți dai seama unde e mai bună, înțelegi? Omul în viață trebuie să încerce, nu poți să rămâi tot timpul. Adică mie îmi plac mașinile vechi, asta nu înseamnă că sunt contra mașinilor noi. Mm-hmm. Adică îmi place să experimentez, adică îmi place să mă dau cu o mașină nouă, cu muzică ai putere, să am confortul care are o mașină nouă, dar îmi place și aia veche. Adică cred că în viață trebuie să mai și îndrăznim, înțelegi? Și să ieșim, cred că, din zona noastră de confort. E ca și cu un job, că muncești undeva, te-ai obișnuit, nu mai vrei în altă parte. Ba, du-te și în altă parte. E foarte important să vezi. Poate că ești bun în mai... Eu, ca să ajung să îmi placă bucătăria, până să fac bucătăria, am făcut o grămadă de joburi în viața mea. Mi-am dat seama, la 30 de ani aproape, că îmi place să gătesc, că îmi place bucătărie, că îmi place contactul cu oamenii, că îmi place să-i fac fericiți. Mi-am dat seama foarte târziu. Mm. Și când zicem copiii, că ce facă copilul tău? Păi nu prea, nu știu ce vrea să facă, nu se bucură și așa. Și eu zic tot timpul, băi, eu mi-am găsit drumul în viață foarte târziu. Lasă-mă pe copil să încerce orice. E o presiune de asta care se pune, tot mai mare. Copilul trebuie să știe de când e foarte mic ce vrea să facă în viață, ceea ce din nou mi se pare o prostie. Eu am să mă fac să lucrez în cadrul armatei. E mai potrivit și acolo. E o popotă aia. Și dacă lucrai în cadrul armatei, băgai pește acolo și cristianiții mânca și el pește de mai de mult. Da, deci vreau să mă...
Să știi că legătura mea cu bucătăria era de la mine în Rozavle, era la un moment dat un liceu pe vremuri și era un fel de internat și era un bucătar care face mâncare și era bucătarul ăla care îl asociat în Franța, gen așa. Gras. Folgi cu durduliu. Avea tocă, bădea, avea tocă, nu uita veci, avea tocă, era îmbrăcat în alb. Un om care respecta și respecta jobul. Mi-a plăcut. Nici acum mi-am ducat mie de el. Ca aia din Ratatouille. Exact ca la din Ratatouille era, jur. Deci roșu, era blonduneț, era așa un pic și era așa niște fălci mari, mai mic de statură și sapun era. Exact bucătarul ăla clasic din Ratatouille. Mi-a zis o întrebare care cred că s-a mai fost adresată de foarte multe ori, dar n-am auzit-o eu cel puțin. Ce-ți place mai mult, să gătești sau să mănânci? Cred că să gătesc. Îmi place să gătesc. Îmi place să-i fac pe oameni fericiți când gătesc. Chiar îmi place. Cred că asta mă hrănesc. Adică dacă mă duc la Maramureș și mă întâlnesc cu prietenii mei din copilărie, îmi place să le fac mâncăruri care ei nu le-au mai mâncat. Mm-hmm. Și îmi place... Uite, când faci un grătar, cred că e mai important, nu e când e gata, e când se prepară. E un fel de ritual, înțelegi? Până faci focul, să nu te grăbești, îți pui o bere la rece eventual sau un vin, îți iei carnea, ți-o marinezi, adică tot drumul ăsta de când te gândești să faci un grătar, să mergi să faci cumpărături, ce carne să alege, cui te adresezi și să aștepți să faci mâncarea, cred că e mult mai pasionant decât mâncarea în sine când e gata. Mm-hmm. La mine cred că asta mă fascinează, treaba asta. Când gătești pentru cineva. Mai ales eu cum gătesc pentru familie, când în seara acasă. Acum, de când a început pandemia, să zic așa, am recuperat un timp pe care nu îl petreceam cu copiii și cu familia mea, pentru că de mult înainte de pandemie, eu în restaurant de seară, zi și seară, făceam de mâncare la 7 și la 7:30 plecam la restaurant. Mâncam cu copiii și plecam la cârciumă și câteodată când rămâneam singura cu ei, nu mai sunam la restaurant și ziceam, ok, în seara asta nu mă duc. Să le-am spus de bucurie la București și că am rămas acasă, să petrec timpul ei, înțelegi? Și acum, în perioada asta, 2 de zile, am gătit. Și în seara asta vreau să mă să gătesc. Adică chiar, cred că face parte din mine gătitul. Te-ai gândit ce gătești în seara asta? Păstăile de la piață? Păstăile, păstăi sigur, vreau păstăi aici, dar cu mult usturoi și o să pun și un pic de roșie. Am cumpărat niște o roșie mai mare, pare destul de coaptă și vreau să-i dau un pic de culoare și un pic de aciditate. Și ce pătrunjel și usturoi, simplu. Să știi că bazele bucătăriei nu sunt foarte complicate. Mama tot timpul am zis că folosea gen stiluri de a găti aproape ca și șefii mari în Franța. Mm-hmm. Avea maniera în care gătea, unde lucruri le făcea chiar și ca un șef. Asta e și vorba că simple is the new complicated. Da. Da, bine, cu toate că francezii au început să facă din niște lucruri. Vezi că mâncarea în lumea asta, că e în Franța, că e în Italia, că e în Spania sau vorbesc de Europa, multe rețete s-au făcut din mâncărurile care nu le aveau bogătașe, să zic așa, ci săraci. E pizza? Na, adică, povestea pizza e... Resturile, da, puse pe un blat. Pan perdu în Franța, frigănelele, pâine uscată, care nu s-a aruncat. Nu, acum facem din cozonac, că nu. Mm-hmm. Nu-l arunci de sărbători, rămâne și îl faci cu pâine cu ou și cu lapte, un pic de vanilie, amestec și pui cozonacul și îl prăjești și întunt. E fantastic. Și la mai pus înghețată și cartofi, adică cu ouă, alea, tortia aia spaniolă. Adică multe lucruri care sunt din ce mai căutate sunt niște greșeli, zice, sau mâncări a săracilor. Iar la nemți ce n-au mai avut ei chef să gătească. Sau, da, da, da. A fost un șoc în momentul în care am fost în un prieten neamț la soțul surorii lui Măciucuț, la domnul Tom Cruise, ne-a dus undeva la Düsseldorf să bem bere. Și la berea aia nouă ne-era și foame. Normal. Zic, hai că vă dau ceva de mâncare, ce n-ați... El vorbește românește, e român, dar s-a născut în Germania. Și vorbește cu voce nemțească, nu cu accent. Vă dau ceva de mâncare, n-ați mâncat niciodată, foarte bună. Și au venit cu niște chifle tăiate așa în două, pe jumătate, și pe care era pusă niște carne de porc, cum avea bunica mea pentru pârjoale. Da. Aia pe care o băga în tocător și așa... Ieșeau biluțele alea micuțe, da, pasta, din care făcea, da, pârjoala respectiv.
Și alea erau crude acolo cu trei bucățele de ceapă și o felie, un fermitură de mărar și era mâncare, era un soi de tartar de porc. Am vrut să zic tartar, da. Da, n-avea nicio treabă cu tartar, adică n-avea niciun ingredient, n-avea castraveți, n-avea mai nimic, n-avea pasta respectivă de muștar. Era o chestie foarte raw, așa. Adică e diferență foarte mare față de ce au făcut italienii din pizza, ce fac nemții cu treaba asta. Cea mai bună mâncare pe care am mâncat-o vreodată în Germania, am fost undeva la München, la un restaurant pe care îl găsise taică-mea pe Travel Channel, am impresia, sau pe Paprika, nu mai știu unde, fix pe lângă turnul primăriei, am mâncat un picior de porc, pork leg. Aia a fost cea mai bună, maximul de mâncare bună pe care am putut să o mănânc vreodată în Germania. În rest, nu. Mai că au și cărnați bune, au multe lucruri. Da. Peste de, și oricum sunt restaurante și ca lumea bucătar mare în Germania, la Berlin, peste tot. Da, cu alt specific. Adică, și ce e fain că mari bucătari, care majoritatea au făcut, s-au școlit în Franța, toți s-au întors în țările lor, au reprodus mâncarea care a făcut-o la școală și după aceea, încetul cu încetul, au început să o refacă mâncarea lor locală. Aici și astfel lucrurile în evidență. Întotdeauna o mâncare locală să fie mai bună. Adică o mâncare pe care o înveți în Franța și tu vrei să o faci în România, nu ai aceeași ingrediente. Uh-huh. Și atunci nu poți să faci. Dar e bine ca tehnicile care le înveți acolo să faci mâncarea de ce de a ta. Asta e foarte, foarte fain, pentru că trebuie să folosești ingrediente care le găsești în România. Sau care în fapt, ca să faci o mâncare bună, să trebuie ingrediente de calitate. Uh-huh. Adică toată lumea întreabă, bă, dar cum e cu carnea? Că niciodată nu-mi iasă. Păi da, nu e bună dacă nu-ți iasă. Calitatea ei nu e bună, pentru că ca să iei o carne, să o faci în sânge sau în mediu sau să o faci pe grătar, trebuie să fie pregătită special pentru așa ceva. Nu poți să pui carne tocată de la gât sau de la genunchi pe grătar, pentru că aia trebuie să o fiarbă 3 ore ca să fie moale. Altfel nu e, pentru că e mușchi în fiecare non-stop să mișcă și atunci e din ce în ce mai tare. Adică dintr-o vită, carnea deja antrecotul e bun, că e grasă, vrăbioara poate să fie bună, dar după aceea pulpa superioară, alea faci tartar, lucruri, tocane, chiftele, adică, pentru că aia e o carne tare, un mușchi care tot timpul mișcare și normal că e tare. Dacă nu are mare, dacă nu-i tai fibra cu niște aparte speciale, nu au cum să iasă. Adică, ca să faci o mâncare bună, trebuie calitate, ingrediente de calitate. Aia fac diferența, crede-mă. Mm-hmm. Eu, și după aceea trebuie mâna bucătarului, pentru că un bucătar poate să strice, adică poate să aibă ingrediente de calitate și să nu facă mâncare bună. Asta categoric. Dar te auzeam vorbind despre faptul că la un moment dat i-ai gătit lui Cyril Lignac în Franța sarmale și pentru că n-aveai carnea tocată, ai folosit un soi de șuncă și ai reinterpretat oarecum sarmale. Și de aici ți-a venit ideea de a reinterpreta bucătăria tradițională românească. Dar nu reinterpretez, să știi, bucătăria. Mă fac în felul meu câteodată. Mă o adaptez, o prezint altfel, încerc să o scot mai în evidență. Mi s-a întâmplat să lucrez să reinterpretez un pic niște mâncăruri care am încercat să le prezint un pic altfel. Gustul și asta nu trebuia. Adică, de exemplu, am făcut o salată de băf în care am prezentat-o un pic altfel. Carnea n-am amestecat-o în salată, am pus-o separat, am tras-o într-o tigaie cu un pic de grăsime, cu un pic de usturoi, cu niște cimbrișori, adică am făcut-o pe un tost, adică în tot timpul nu vreau să se piardă gustul și aroma, cam asta e, doar că prezentarea pot să o fac altfel ca să arate mult mai bine. Și în momentul când, adică să nu, oare ce e, dar în momentul când încep să mănânci, bă, stai că asta e salată de băf, știi? Asta îmi place mie la bucătărie, că poți să te joci un pic, să o prezinți un pic altfel, fără să o schimb 100% pe ea, înțelegi? Uite că tot a fost Paștele recent. Ți nu se pare că noi, de obicei, de sărbători, și aici o să fac din nou o paralelă cu ceea ce ai mai povestit odată cu primul Crăciun petrecut în Franța când s-au dat strip. Da. Am și eu o poveste de asta, un Crăciun petrecut la o familie de belgeni la Bran, când taică-mea căra caltaboș și porc, un porbagaj întreg, iar acolo aia mâncau creveți și homar în seara de ajun. La taică-mea singurul element care mai făcea parte din peisajul crăciunistic era cânta hrușcă. Atât. Era hrușcă pe fundal, în rest mai avea puțin și turbat de la lipsa de apă. Tradiționalism.
Îți mulțumesc tare mult. Ideea e că mie mi se pare că mâncarea pe care noi o mâncăm cu precădere de sărbători este extraordinar de greoaie. E foarte grea și cred că aici am putea să interpretăm puțin. Nu neapărat să ne apucăm de mâncat stridii sau sanjac în noaptea de ajun, că nu o să văd eu niciodată românul făcând asta, nici măcar pe mine nu mă văd. Adică am încercat paștele ăsta să ocolesc miel, drob și așa mai departe. Nu se poate. N-ai cum. Că ți-e poftă. Ești român, e dorul de casă, e tradiția, e așa mai departe, dar măcar să nu mai fie atât de greoaie. Părerea mea despre aceste mâncăruri e că le asociem întotdeauna cu sărbătorile, da? Și eu n-aș vrea să pierdem acest ritual, e fain. Dar pe lângă clasice mâncări care le facem, putem să mai ne jucăm, să mai facem ceva și mai ușor, pentru că ce e drept că de sărbători mâncăm foarte greu multe cărnuri, că e Paștele, miel, că e Crăciunul, porcul, adică să mâncăm multe în astea. Dar cred că trebuie a avut grijă cantități și să încercăm să mai facem și lucruri noi care nu neapărat le facem numai azi de sărbătoare, înțelege? Adică să folosim multe murături iarna, mi se pare genial, adică să punem murături și să mănânci murături, mai ales puse de tine, sunt fantastice. Eu, de exemplu, când mă duc la Maramureș, oricum mă duc, îmi dau sarmale, chiftele, piftie, așa. După 2 zile sau 3 zile Maramureș, fac o oră de paste, mă crezi? Uh-huh. Pentru că m-am dezobișnuit un pic, înțelegi? Și de mult când eram acolo, nu mâncam carne în fiecare zi. Adică de mult, eu țin minte, în post, miercura și vinerea, nu mâncam niciodată carne, nu mâncam nici lactate, nici ouă, nimică, mâncam doar fasole, cartofi în 10.000 de feluri, înțelegi? La Maramureș e nici mult mai strict treaba asta cu postul. No, la noi, dacă postea mama cu tata, nu făcea mama pentru mine carne. Mm-hmm. Postem tot și gata. Luam o ptită, tăiam o scricea la mijloc, unde era cericulința cea mai mare, puneam niște smântână, niște zahăr și, sau marmeladă, orice găseam. Mm-hmm. Un soare cu niște ceapă roșie, sare grunjoasă și gata. Adică n-am... Deci mie îmi place să rămânem cu tradițiile, dar... trebuie să fim un pic mai creativi acum în ziua de astăzi. Și pentru că și putem. De mult n-am găsit la magazin mică. Nu aveam doar rădăcinoasele noastre iarna. Acum în ziua de astăzi la magazin mai găsim lucruri care putem să le folosim în bucătărie. Adică bucătăria a evoluat. Acum avem roșii tot timpul anului. Normal că nu sunt cele mai bune. Și de multe ori folosesc la paste în conservă. Pentru că în conservă sunt luate coapte și sunt mai bune. Dar în ziua de astăzi putem să echilibrăm mesele fastoase și grele de sărbători clasice, putem să le facem un pic mai colorate, mai lejere, să fie o tranziție, înțelegi? Dar recunosc că mama mea nu era duminică fără sarmale. Mm-hmm. Nu era duminică, deci la noi... mama făcea sarmale fiecare dată și vara făcea ardei în pluț. Eu sarmale de Paști nu pot să mănânc. Pentru că e mirosul de Crăciun, e aroma de Crăciun, da. Eu asociez cu Crăciunul, drobul e cu Paștele, sarmaua pe lângă porc și restul e pentru Crăciun. De exemplu, la noi se mănâncă de Paște, se mănâncă tot porc. Uh-huh. Șoldul de porc. Am vorbit cu soarmea acum, lua șoldul de porc, îmi făcea mama, a făcut o cocă de pâine și băga la fier și pe acela băga la cuptor. Ești de acord cu faptul că și mâncărurile, precum și vinurile, trebuiesc adaptate sezonului? Spre exemplu, eu n-am cum să mănânc porc foarte gras vara. Nu pot. Ceafă sau astea, mangaliță. Dar mi se pare, e ceva normal să mănânci iarna mai greu, pentru că corpul are nevoie și folosim doar legumele rădăcinoasele care le punem de toamna în beci și vara să folosești verdețurile. E normal, adică noi ne adaptăm după sezon, adică de ce să nu folosești vara o salată, de ce să nu folosești sparanghe, adică mi se pare că e și mai sănătos, e și mai ieftin, pentru că sunt ingrediente care sunt de sezon, atunci le găsești pe toate șanțurile. Am fost la piață astăzi și câte kilograme de cireșe? Nu vreau să te duci ceva de lei trebuie să fie, nu? Exact, că aveau apărut. 200. Aoleu. În cap, 200. Peste săptămână nu o să fie. E început de sezon. Eu mi se pare că bucătăria sau noi ca oameni e important să gătim ce avem noi și de sezon. Simplu. Adică nici măcar e o întrebare care n-ar mai trebui pusă cumva, aș îndrăzni să zic. Sezonul e cel mai bine. Găsești tot timpul, e ieftin și e proaspăt. Exact. Și cred că și băutura trebuie
adaptată sezonului, pentru că să te apuci să bei tărie, vodka și de-astea pe căldură, la plajă, pe căldură, căldură nu. Sau chiar și Horinca, dacă e mai mult de digestivul ăla, de un ciocănel înainte de masă când e foarte cald afară, mi se pare că drumul spre trotilare e pavat cu cele mai bune intenții, drept pentru care, având în vedere că deja am sărit de 25 de grade în unele zile, pentru vară mi-am pregătit de la prietenii noștri de la Beciu Domnesc Septrus Rosé, un cupaj de Pinot Noir cu Cabernet Sauvignon, ceea ce servesc și eu și servește și Nicolae în această seară, și o sticlă pe care ți-o recomand, mai ales dacă te apuci de gâtit când ajungi acasă. O să ce, fie, ce cutie faină. O să fie e rece cu gheață. Rece nu e. Nu asta, dar zic că zic cu gheață mi se pare foarte fain. E răcoritor. Mie îmi place să beau la... Poți să pun aici? Mi-e sigur place că să, da. E ok acolo? Okay, e bine bai de aici? Mi-e place să beau un bar de vin. N-am auzit un bade de când ne-am văzut. Da, da, n-am zis, da. E, asta cu bade ne-a intrat cumva, nu știu, mi se pare... La noi bade e domnul. Mm-hmm. E un lucru simplu, adică nu l-am inventat de eu. E foarte da? Mișto că e a tău, e taciul tău personal. La un moment dat ziceam și lui Iancu și Iancu că tămie fecioară mi-a zice, da, tata, eu nu sunt bade, eu sunt Iancu. Și lui Monica zic bade câteodată. Bade, nu știu, bade, ce faci, nu știu, ne-a intrat așa un pic. Dar mi se pare foarte fain. De care e sinonimul bade pentru femei la bade? Lelea. Lelea? Lelea, da. Așa, da, lele. Da, acum la emisiunea Dansează Dancing on Ice în 2 am avut James Bond și la un moment dat râdeam, zic, I'm Badea, Badea Bond. Nu, Badea, Badea Bond. Da, da, mergea și cu Tant, că Tant și Bond sunt da, da. Tot monosilabice. Bă, să știi că când am plecat în Franța, eu m-am adaptat Franței. Eu m-am dus într-o țară în care... Nicolotom. Nicolae Tond. Și n-am încercat să schimb nică. Eu m-am adaptat Franței. Deci acolo am învățat toate lucrurile care știu eu despre bucătărie și ce am mai învățat pe lângă e că vedetele franțuzești care din toate zonele, că nu sunt toți parizieni sau așa, uh-huh. Și din sud care au accent și de aia din nord accent, păi toți își țin partea, adică sunt mândri de zona în care vin, înțelegi? Chiar dacă lucrează într-un domeniu, vorbesc ca și la ei, înțelegi? Și mi se pare foarte fain să fii tu autentic. Mai de puțin ce? Ăștia tineri care au început să vorbească în texto cam toți, adică nu mai e jesuie șui. Acum da, e textual, în ver, adică sunt alte limbaje acum, prescrutat, adică nu mai e. Nu, da, ce vreau să zic e că am învățat de la ei că trebuie să fii tu original. Și eu vin de Maramureș. Ce mi-a permis să-mi țin eu graiul și așa e că n-am muncit pentru ceva în care trebuia să vorbesc impecabil. Adică n-am avut o etichetă. Dacă lucram într-o bancă, eram obligat să vorbesc mult mai bine. Dar așa, eu acum de multe ori încerc să vorbesc bine, că eu aș vorbi exact ca pe la noi tot timpul, numai că trebuie să traduc altfel. Mm-hmm. Adică fără să vreau, eu greșesc ca pe la noi. Da, și sunt cuvinte care, într-adevăr, necesită o atenție mai sporită din partea interlocutorului sau privitorului. Am prieteni care nu mă înțeleg, bă, te cunosc de-a vremea, zice cuvinte care niciodată le-am auzit, zice, nu știu, nu te înțeleg, efectiv, deși acum. Nu, în afară de buraci, n-am întâlnit niciun cuvânt până acum pe parcursul discuției noastre. Porodici, păi nu, pentru că vreau să mă înțelegi, că dacă greșea pe la noi, nu mai mă înțelegi. Adică nu mă înțelegi. Sunt cuvinte care nu mă... De exemplu, apelația de sarmale la noi, în Rozablea, sunt chiroște. În Săpânța, holopți, în Ieud, sunt pumni, în altă parte, Vișeu... Adică la noi aproape fiecare comună la sarmale se zice altfel. Dar la pepene roșu, cum spuneți? Watermelon. Lebeniță. Lebeniță? Lebeniță, da. Deci uite și asta. Dar știi că la noi e harbuz, nu? La noi harbuzul e harbuzul cel care dădeam la animale. Adică, cum se zicea la harbuz? Zicea, un pepene la mare, care e ala galben, de exemplu, de turtă. Ok. Ăla-i... Nu, la noi e pepene galben și harbuz. Da, pepene galben harbuzul, n-are nicio altă denumire. Harbuzul, mama, îmi făceam zeamă de harbuz, bade. Am o carte de bucate în care... Avem o întrebare din public. Zămoas? Zămoas, da. Așa îi zice? Da, într-adevăr, să mâncăm un zămoas. Ala galben nu e
nu e plin, parcă e un pic, are, e gol în mijloc, la alt roșu, da. E plin tot așa. Mm-hmm. Dar scrânciop știi ce înseamnă? Ce? Scrânciop știi ce înseamnă? Nu. Leagăn. A, nu, nu cu asta închid pe toți la faza nu regională. La noi e huțen. Huțen. A, că huțen. De faci hâța, hâța. Hâța, da. Mă dau la noi hâța, hâța e altceva. Nu vreau să știu. La noi hâța, hâța după cină. Da? Nu înainte, cu copiii. Mă duc să mă dau pe huțen. Îmi făceam huțen acasă, bade. Hai că huțen. Aveam o scândură, cu fratele meu puneam o cioată din aia acolo pe mijloc și ne dădeam pe balansoară. Da, huțen. Da. Și la are așa accent nemțesc, huțen. Huțen, da. Pe când la, sau și o leacă rusesc, ucrainean. Păi nu, eu sunt lângă, badea. Stai așa că îmi ticăți la Ucraina, la, din Sighet, mă duc pe jos până în Ucraina și satul mare încoace, aici la tot aproape Ungaria. Adică eu sunt într-o zonă în care avem influență foarte multe. Adică zidere e găleată, de la videre, cred că, sau cum zice, în ungurește. Adică avem multe cuvinte care le-am importat, ca și mâncările, de exemplu. Că și aici e o polimică cu care mâncare românească. Cine a inventat gulașul? Păi nu știu, ungurii, cred că, la ei, și nume, apelația de gulaș, cred că. Nu, lucruri care nu le știu. Știu sigur că am cercetat, că l-a inventat Vărul Sândel. Pentru că atunci când eram eu mic, era o melodie la Etno TV. Rântaș, rântaș, război o să fie în bucătărie, rântaș. Vărul Sândel e român, deci clar, e românesc gulașul. S-a rezolvat. Rântașul, da. Rântașul face parte din mâncare, din rântașul în franceză e roux. Ok. Roux, adică tot așa, făină cu un pic de ulei sau unt, făină și după aceea lungești cu lapte. Asta e, ăla e roux, la bază care dădea textură mâncărilor. Deci cum, cu ce, mai zi-mi o dată ingrediente. Grăsime, ori un soare de porc, ori unt, ori ulei, okay. Făină și după aceea pui lapte. Deci, așa. Faci un fel de beșamel, duce în direcția aia și dar uie, lucruri care făceau să dea textură și să fie sosul lie legat ca să fie mai bun. Erau mâncăruri de mult pe vremea războiului de săraci în care se făcea omletă pe roșii, tăia de roșii, făcea omleta și punea niște făină cu apă și se făcea gros, un sos gros ca să mănânci. Se zicea de mult că bunicul zicea că când făceau de mâncare, puneau câte o lingă de făină de fiecare, ca să fie mâncarea consistentă. Ce tare! Da, ca să lege, fie mult mai sățioasă. Mm-hmm. Da, și așa o chestie de aia de unitate, că fiecare venea cu lingură. Da, adică, gen, suntem 5 la masă, 5 linguri făcea ruul ăla acolo, știi? Mm-hmm. Ca să fie cât mai multă mâncare. În direct proporțional. Da. Dacă vii cu lingură, mănânci și tu. Dacă nu vii cu lingură, sănătate. Da. Cât de importantă crezi tu că e tradiția raportată la zona asta culinară? E foarte importantă. Foarte. Adică ce-i fain că în fiecare zonă a României se gătește un pic altfel, înțelegi? Mie mi se pare fain să mănânci niște sarmale în Moldova, în Maramureș, adică că sunt puțin diferite. În Italia se păstrează foarte mult. Pardon, peste tot, în toată lumea, tradiția asta e face parte din bucătărie. E ca și cu Dacia, cu mașina veche, adică una, două, sărim și vrem să mâncăm numai pizza, adică cred că trebuie să fim mândri de regiunea în care stăm și ingredientele care se găsesc în zona aia. De exemplu, am fost pe la Craiova și am luat să mănânc praz. Vă trei restaurante sau patru n-am găsit la praz și strigea că acolo să mănâncă peste tot. Uh-huh. Adică mi-ar place să găsesc. Eu când mă duc în străinătate, într-o zonă, undeva sau în Franța, întreb ce să mănânc aici. Adică îmi place să degust lucruri locale și regionale. Și culmea că străinii sunt fascinați de mâncărurile noastre. Tot zic că e cu un pic cam grea, dar toți apreciază. Toți. Adică sarmalele, n-am auzit aproape pe nimeni să nu iubească sarmalele. Că-s dulci, că-s alea acrișoare. Dulci mă refer cu varză de vară, știi? Da, da, da. Care pui în oțet și le faci mai sunt mult mai ușor de mâncat pentru că nu sunt așa acre. Nu știu, mâncarea românească în general e o mâncare grasă, dar bună, e gustoasă, e cocotă, deci cum fac italienii ragu, noi avem tocanele noastre, adică mâncarea noastră e gustoasă în general, e foarte gustoasă. E grasă, da?
Mai zic ceva, la munte, dacă mâncai salată, iarna nu puteai să mergi în pădure, bani, adică, până la urmă, iarna să mănâncă mâncare grasă pentru că corpul ți-o cere, pentru că e frig afară, pentru că trebuie să se protejeze cumva. Bine, ciobanul trage un buls și vara, adică n-are... Bine, am multe e frig tot timpul. La el e altceva acolo, nu prea are... No, nu prea are multe de ales, să zic. Mai nou acum e așa, dar... N-are rucola în raniță. N-are rucola, n-avea frigider, de mult nu știu acum cum sunt stâni din astea în care mai au curent și așa. La ce, mai altă mâncare de pește la ce bani. Altă mâncare de oaie. Da. Cum ai ajuns tu în televiziune, Nicolae? Apropo de adaptarea ta în Franța. Ce tare, ce întrebare mi-ai pus. Știi ce mi-a zis Măciucă mai devreme? A zis că, auzi, dar tu știi că eu când eram mic și l-am văzut pe Nicolae prima oară la televizor, eu am crezut că e francez. Multă lume crede treaba asta că e francez. Nu e adevărat. Am început, am venit în țară, lucram cu băieții de la Fratelli și Lucia Marinescu, care vrea să facă emisiune, e pântelez din el și acum, îți prieten cu el, foarte bun, vrea să facă emisiune cu bucătă reală, pe Euforia atunci. Și Liviu Popescu trebuie să se prezinte, să facă, să dea un fel de test și el n-a avut și m-a trimis pe mine. Eu vin din Franța de vreo un an de zile, vorbeam mai rău românește, pentru că și în bucătărie învățasem mulți termeni în franceză. Legume care nu le știam deloc și atunci le-am învățat în franceză direct și apoi după aia în română. Și mi-era greu tot timpul să vorbesc termeni de bucătărie în română. Nu știu cum să zic eu ție. În franceză la curma le zice de date. Le zice de date. Și curmare. Și eu tot timpul, eu n-am știut de curmare până în Franța. N-am știut. Recunosc. Și atunci am învățat de dat și când vorbeam să fac ceva, deci aveam probleme de a mă exprima. Și am făcut un fel de pilot și am zis, ok, oricum nu are cum să mă ia. M-am dus așa, că ok, du-te. Am făcut niște paste și a doua zi Lucian zice, ok, facem emisiunea. Am prezentat-o la cine, la un post de televiziune și o vor. Poți să ne spui... Facem la Euforia. Euforia, da, Euforia, okay. Da. Și zicea Euforia Cuisine. Ok, Euforia s-a transformat în ceva după aia, nu? Da, dar nu mai știu ce exact. Ok, era Antena 2, s-a transformat în Antena Stars și cred că Euforia ceva. În Happy Channel. Ah, bravo, ba, asta, exact. Da. Așa. No, și m-am apucat. Lucram la Fratelli, joi, vineri, tot timpul, dar joi, vineri, sâmbătă era o nebunie. Deci stăteam până dimineața. Și noi filmam vinerea. Eu lucram joia până la 7 dimineața și mergeam la filmare la 9. Dormeam 2 ore să mă duc la filmare. Și erai fresh. Eram fresh, nu mă numai. Mergeam cu scooterul, cred că dacă nu mă înșel, cred că o lună am fost așa, nici măcar n-am postit de preț, nimic, niciodată n-am postit, că n-am știut o să mă ia și m-am dus din inerție, că am zis, mi-am dat cuvântul că mă duc și m-am dus. Nici nu mai știu dacă o lună, cred că Lucian mi-a dat după aceea bani, cred că. Deci m-am dus, am ajuns în televiziune. Încă fără să vreau, niciodată n-am căutat treaba asta. Cred că în viața eu tot timpul ce am făcut, niciodată n-am căutat neapărat cu un scop. Lucrurile s-au întâmplat și cred că am fost la momentul, în locul și momentul potrivit, la timpul potrivit și cred că așa am fost eu în viața mea, știi ce zic? Nu știu, noroc să și faci. Și m-am dus la muncă, am promis că mă duc, am zis da, m-am dus timp de câteva luni de zile. Și lumea te-a plăcut și după aia a ajuns la Top Chef. Încetul cu încetul mi-am deschis restaurantul meu, după ce am ajuns la Top Chef, în care a fost Top Chef a fost foarte fain. A fost un lucru care mi s-a întâmplat fain în viața mea, pentru că m-am tot din Franța, aveam multă experiență să fiu într-un juriu, deja aveam și restaurantul meu, până atunci n-aveam restaurantul meu, lucram doar pentru altcineva, am venit în țară, m-am chinuit și am făcut restaurantul, munceam foarte mult, n-a fost ușor deloc pentru că m-am lovit de niște lucruri care în Franța, de exemplu, materia primă, aici era, mai ales pe vreme, acum 15 ani era mult mai greu, acum am găsești orice aproape, găsești firme care îți aduc acasă materie primă de calitate, atunci nu prea aveam, trebuie să mergeam tot timpul la cumpărături, mergeam cu Vespa, mergeam, am un Vespa, o Vespa și mergeam cu Vespa la metro, la cumpărături. Vespa, pentru cei ce nu sunt familiarizați cu industria automoto, e o motocicletă, nu e o albină. Da, e o motocicletă și mergeam, era plină de pungi pe setăt, care am marfă.
Și când am făcut Top Chef, mi-a plăcut pentru că am avut, nu mă așteptam să avem un nivel așa ridicat de bucătăreală. Pe vremea aia, la concurență, se făcea Master Chef-ul. Și la noi a fost o diferență foarte mare, pentru că aveam oameni deja... Master Chef-ul în alte țări, ca Franța, care e cultura mai mare, merge bine, pentru că oamenii sunt obișnuiți cu cultul gătitului, se gătește deja de tânăr, în familie și așa. La noi nu e acela, pentru că nu suntem așa de pasionați. Uh-huh. În schimb, Top Chef atunci am avut niște băieți fantastici care au gătit niște lucruri, wow, foarte fain. Deci a fost o emisiune care mi-a plăcut foarte mult. Adică chiar acum m-am amintit, acum cu 3 zile m-am... Nu, acum 2 zile m-am întâlnit cu Josefa Dad. Și cu Tudor, care am în jur, și cu Alina Pușcaș. Mie și Josefa Dad îmi place mult. Adică îmi place mult să mănânc la el. Am terminat meniul ăla de nu știu câte ori. Și la Cajou și la Mace. El respiră, trăiește datorită bucătăriei. Cred că Josef, dacă n-ar avea bucătărie, cred că nu știu ce ar face. Sincer. Nu s-ar regăsi pe pământul ăsta, Josef. Adică el trăiește prin mâncare, trăiește. Josef e foarte pasionat. Oricum bucătarii mari sunt foarte pasionați. Sunt foarte duri cu ei, în primul rând, adică bucătarii mari. Uh-huh. El face parte din elita bucătarilor. Pasiunea, înțelegi? Și îmi place că s-a adaptat. Adică nebunia asta a avut un restaurant foarte tare și el și s-a sucit, adică a văzut că trendul nu prinde neapărat în România restaurante foarte spre o stea sau două Michelin, încă n-a prins la noi. El a păstrat prețurile spre o stea sau două Michelin. Nu știu dacă la Cajou aici, nu cred că Cajou, dar aici nu știu, dar la cel care l-avea, avea... Fără supărare, săruna pentru masă, pentru fiecare masă. Doamne ajută! Domnul Haddad, dar prețurile le aveți așa ca în pariziene. E acum peste tot... Dar recomand tuturor să încerce, că e foarte mișto. Ultima vreme, să fim serioși, chiar vorbeam cu cineva. Acum, astăzi... Placa de somon, kilogram de somon înainte era acum 3-4 ani de zile, era 40 lei, acum e 80 lei. Da, nu, asta adică se simte dublu, clar. Adică, din păcate, dacă ai o cârciumă, trebuie, ești obligat să spui același adaos comercial, că altfel închizi. Uh-huh. Și până la urmă n-are nimic, adică n-avem ce face, adică doar ce face tărma faci și tu, urmărești, te duci în direcția aia, că altfel închizi, efectiv. Plus nivelul facturilor care a crescut foarte mult, foarte mult... și așa mai departe. La cârciumă ziua de astăzi nu poți să pui, pentru că dacă ți-au crescut gazele, curentul, materia primă, mai greu să crești și salariile, tu nu poți să crești la fel prețurile. Adică în ziua de astăzi Horeca sunt mai mult ca sigur că câștigă, adosul comercial e mai mic de cum era acum un an, doi, trei. Normal, profitul ar fi trebuit să fie undeva la vreo 30%. Nu mai e atât de mult. Nu mai e peste treabă. Decât, na, nu știu, dacă nu, e fast food sau dacă e franciză. Nu, nici măcar, nu cred. Eu am, la un 20%, 15%, 17%. Deci, 2-3% e foarte multă muncă ca să ții totul. Trebuie să ai grijă la pierderi. Adică să trebuie construite meniurile în așa fel încât să folosești un produs în mai multe feluri de mâncare. Ca să ai tot timpul rulaje, ca să nu stea. Adică trebuie să fii, în bucătărie trebuie să fii foarte ingenios. Mm-hmm. Ca să folosești același lucru în mai multe rețete. Fără să clientul să-și dea seama cumva, înțelegi? E foarte important. Adică bucătăria e... În bucătărie, pentru că dacă trebuie să fii bucătar bun, trebuie să fii și un bun econom. Mm-hmm. Foarte bun econom. Urmează niște întrebări în care nu știu dacă o să fie confortabile pentru tine. Te rog. Dar n-am cum să nu te întreb asta. Te rog. Auzi, mă, hai să mă așez mai bine. Putem să luăm o pauză. Ce? Microfonul? Da, microfonul să fie în direcția. Pardon. Asta e singurul lucru important. Stai că stau. Auzi, dăm un șervețel. Ai o rolă? Sigur că da, ia uite. Asta e pentru întrebările, da. Cred. A, bun, las-o lângă mie atunci. Să m-am pregătit, gata. Deci. Să beam par, nu că sunt mașina. Ești cu Dacia? Da. Am parcat aici în față. La Dacia poți să conduci și băut, că așa se conducea pe vremuri. Nu, e ok, nu. Merge. Când te oprește, se aplică codul rutier de acum 30 de ani. A, da, bună ideea asta, nu m-am gândit, să știi, e bună. Și beat n-ai cum să conduci Dacia. Nu, dar n-ai, nu. Ce să fie?
Nu, mașina asta se cheamă modelul securitate. bine, dacă bei prea multe pahare, poți pleci cu asta, știi? Da, da. Să atunci așa ca un copil pe trotuar. Asta și că mai am una acasă roșie, dar mai mică. Serios? Dar neagră? Da. Neagră n-am, nu, nu. Sigur? Nu, sut, promit. Nu, nu, nu. Prin pe Ancu și întreb. Nu, 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 am una, am o machetă, dar mult mai micuță, cam atâta e. Nu glumesc, asta e chiar faină. Întrebarea... Mai, nu e cine știe ce, adică, crești suspansă. Nu te gândi, că nu te întreb dacă ai înșelat-o pe Monica. Zici că suntem în televiziunea, să știi. Mă, sunt un difet de... Să știi că m-am însurat destul de târziu și ne-am făcut damblau, să zic așa, sincer. Așa că... Mai ales prin Franța, pe acolo. Bă, dar și în Franța, și în România. Eram singur, n-aveam nicio datorie față de nimeni. Până la urmă, știi cum e. Și eu zic că în viață trebuie făcut de toate. Toate la timpul lor. Mm-hmm. Și că dacă le faci la timpul lor, nu mai regrezi nimic. E o chestiune de echilibru până la urmă. Da, da. Și are și Vali Vigeliu un vers, că timpul te ajută să înțelegi, mă rog, e o strofă, timpul te ajută să înțelegi ce e iubirea, timpul îți arată ce este dezamăgirea, timpul îți arată că nu ești nemuritor și că toate se întâmplă când e timpul lor. Da, foarte fain zis. Pare simplist, dar nu e. Nu e. E simplitatea aia care e noua complexitate. Dacă vrei să-ți dau niște vers, poți să mai fac o paranteză mică? Sunt ai Duranje de astea grele. Nu, din Maramureș, frații Petreuș, eu sunt un fan al fraților Petreuș. Ok. Și tot așa au niște cântece astea care, măi, prietene, eu și tu, șohan, n-o vidiară eu. Nici nu-i hia să-l vedem după ce oameni suntem. Ca să traduc așa un pic, niciodată nu o să mergem în rai, pentru că oricum nu-l merităm cumva, după ce am făcut în viața asta. Adică nu avem cum să mergem în rai, că nu... Singurii care îl merită sunt rușii. Da, ei așa au zis, că eu să merg da, în rai. Da, da, știi, adică om un fel de... Din asta, bă, eu știu că nu, n-am fost sfânt pe pământ, deci n-am cum să mă duc în rai, știi? Dar mi se pare foarte filozofice așa, zicea, știi? Mm-hmm. Mai am și eu filozofice din Maramureș. Da? De la Vlăduța Lupău. Era un... Seara asta facem show Vlăduța și Armin din nou. Și rapsozii sunt cu noi și petrecerea e întoi. Bravo. Și mai avea, mă bate vântul. Nu, asta e Guță, mă bate vântul în față. Era tot, bate vântul, apă rece de izvor, greu la deal, ușor la vale, ceva de genul ăsta. Nu mai țin minte exact. Mă rog, întrebarea mai roșie așa. De câte puncte? E de 100. E una de 100. Cum avem aici la cafenea, asta e de 100. S-o dau, asta ți-o dau ție, tati. Mamă, doamne, doamne, veverița, mâncaș, doamne. Uite, vino, măi, Nicolae, asta ți-o dau ție, tati, uite. Pentru mai multe detalii veniți aici jos, deci, la cafenea la El Padre. Încă ții de ani, deci înseamnă că e roșie, roșie, bagă. E de 100 de puncte. Zi-mi restaurantele tale preferate din București. Mă duc la Josef, îmi place să mă duc, dar mă duc destul de rar. Sincer, adevărul, mă duc rar la restaurante. Când mă duc să sărbătoresc ceva, am un restaurant japonez, îi zice Yuki. Ok, îl știu, da. Păpuțul Zanfir e mâncare tradițională japoneză, fără sushi. La clădirea... nu scot aur. Nu, Yuki e... Nu, el e altul. Yuki e păpuțul Zanfir chiar în capăt când vine în Dorobanță. Aici, pe dreapta, Yuki, zice. Ok. Japonez, fără sushi. Îl confund cu Yoshi ăla, lui Marius Tucă. Da, nu, Yoshi, nu. Ok. Yuki. Okay. E mâncare tradițională, ramenuri, îmi plac ramenurile și lucruri foarte faine, ăla îmi place mult. Mă duc la Amada restaurant. Amada e un restaurant în care e stil grecesc, îmi place foarte mult. Tot e făcută pe o plită acolo, mă. Mm-hmm. Are un șpor, o sobă, pusă o foaie de arg din aia acolo și pe ea prăjește totul, de la calamar, de la pește, de la tot. Îmi place foarte mult vara, mai ales, când dă o tentă. După aia mă duc la băieți, la fratele, adică nu... N-am... Mă duc, eu îmi place să mănânc în oraș. Ok. Acum, ultima dată am fost la Oliveto, lângă mine, pentru că e restaurant. Am auzit de el. Mă duc la Zen Sushi, îmi place. Adică am și mai Zen multe restaurante. Mă duc la Mahala, am mai fost. Nu știu, la Casa de David, dar n-am mai fost de mult acum. Adică îmi place să degust, să mă duc la restaurant să mănânc, dar ceată mă duc la alea care sunt obișnuit. Mm-hmm. Adică la Amada, de exemplu, vara, cam e favoritul meu, îmi place să mă duc. E un restaurant care se mănâncă foarte bine. Și în țară? În țară,
cât îmblu, mă duc la cele care... Eu de obicei sun oameni să întreb, bă, unde să facem? La mare, de exemplu, unde mergi? Mă duc foarte rar la mare, în România, și mă duc la Olimp. Claude de Colomb, e o doamnă acolo, o franțuzoaică care face mâncare foarte bună. Mă duc la mare, mă duc la băieții, la fraterii. Mănânc, de obicei la ei mănânc. Deci ești în familie, așa, de obicei. Da, ies mult cu prieteni în familie, așa, nu umblu toată ziua. Și nici nu prea am timp, recunosc. Eu, dacă gătesc acasă seara. Mm. Adică mă duc la evenimente. Aseară a fost la nevastă mea și a fost la fraterii. Ok. Am mâncat mese. La care fraterii? Îmi place la pe lac. Îmi place, la Beautiful. La Beautiful. Îmi place... Am fost era vecin frate, de crâșma aseară. Nu, Beautiful am la fraterii. Îmi place că e ambianța senzațională. Am muzică, lume faină. E o locație foarte vioaie, trăiește și îmi place să degust meze din astea, sunt multe. Mm-hmm. Mai o vânătă, mai un calamar prăjit, mai un crevete, nu știu ce. Îmi place felul de a șerui mâncarea, chiar îmi place. Adică sunt un tip care sunt foarte gurman, să știi. Eu am ajuns să-mi placă mai mult aperitivele decât felul principal. Aseară au predominat aperitivele, da. Mm-hmm. Și ce fel de aperitive? Că dacă pui pe mesă cu mese, poți să ciclești pe fiecare care... Înțelegi? Adică îți trage cu ochiul, degusti un pic. E un fel de aventură culinară dacă ești mai mult la masă și comandă fiecare. Bineînțeles să accepte toată lumea. Uite, unul dintre cele mai bune tartaruri pe care le-am mâncat în România e la Fratellini. Da? Da. Într-o seară am fost cu Măciuca, am comandat o porție, după aia m-am comandat încă una, după aia pe a treia și am realizat că nu mai trebuie să mai mâncăm. O să mănânc, n-am încercat. Eu la mine, la cantină, făceam acum, încă închisă, din cauza pandemiei, încă n-am redeschis-o. Făceam unul de cele mai tare din București. Chiar foarte bun. Abia aștept adică să redeschizi. Îmi place. Și eu abia aștept pentru că mi-e dor. Mm. Mi-e dor pentru că era o altă bucătărie. Adică mult mai lucrată. Nu neapărat că era o bucătărie fandosită, zice, da? Îmi plăcea să fac calitate și am și regândit niște feluri de mâncare franțuzești. În stilul meu, să zic așa. Mm. Nu fără să atentez, să zic, că nu mă dau eu atât de mare, să zic așa, dar mi-a plăcut să... Îmi place să recreez câteodată lucruri, dar nu tot timpul, sunt așa momente în care am perioade în care vreau. Uite, o să fac o mică completare înainte de a spune. De ce ai zis că e întrebarea de 100 puncte? Pentru că de obicei bucătarii se feresc să vorbească despre restaurantele altor bucătari. Adică e un subiect destul de sensibil ăsta. Multă lume mă întreabă că mă duc într-un restaurant, dar cum a fost mâncare? La Caiamon am mai fost de mult. Multă lume mă întreabă, dar cum e mâncare aici? Și zic că e bună, dar totuși zic, ce vrei să afli de la mine, pe la urmă? Despre să dau din casă. Am mai fost la un restaurant la Tuia când s-a deschis și mi s-a spus că mâncarea nu e bună și am mâncat senzațional și când zic senzațional a fost mâncarea foarte bună. Locația e superbă la Tuia. Mâncarea, deci n-am mai mâncat de mult, am fost acum câteva luni de zile, deci de două ori am fost, deci de fiecare dată a fost mâncarea foarte bună. Mm-hmm. Dar bună, cu gust, aranjată cum trebuie, gustoasă, adică nu aruncată în farfurie, travaie, dar nu de stele sau așa, o mâncare gustoasă, un fel de semi-gastronomia. Oricum, asta cu stelele Michelin, ca să înțeleagă toată lumea aia, nu, la stele Michelin nu, nici măcar aia Zidane și ăștia nu mănâncă în fiecare zi. Adică acolo nu te duci să mănânci de foame. Nu. Te duci nu, să mănânci nu, pentru experiență, e altceva. Exact, asta e cuvântul. E experiență în care îți dă meniuri de câte 6, 7, 10 și 12 feluri de mâncare în care tu ai incursiune pe care un bucătar o are o viziune, înțelegi? Și era ce, ok, vreau să fac așa de sezon, pam, 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 fac asta. Și ție îți dă câte un pic din fiecare. Și îți trăiește amintire, îți aduce, nu știu, e un bucătar care e în lumea lui și se gândește la meniu și îl creează cum ea. Și asta nu înseamnă că toată lumea apreciază. Categoric. Pentru că nu, dacă nu ești nici pregătit, nu să. Și se mai întâmplă ca unii, eu am prieteni care au mâncat la o stea Michelin și la două sau trei și au zis majoritatea că a fost mai bun la costea.
Păi da, pentru că criteriile de acordare a stelor Michelin nu sunt funcție de neapărat de gustul mâncării, ci sunt funcție de cu totul și cu totul alte considerente. Să ia mai multe, nu-i numai neapărat. Să ia mai multe lucruri în considerare. Și gustul, și prezentarea, și serviciul, tot e important. Nu e numai mâncarea. Regret că n-ai continuat încât să ai o stea Michelin? Nu, doamne ferește, n-aș face niciodată mâncare de stea Michelin. Nu aș face, efectiv. Okay. Pentru că sunt prea... prea îmi place mâncarea clasică, îmi place, îmi plac lucrurile vechi, nu știu cum, adică îmi place un foie gras să-l mănânc terină. Nu-l văd, l-aș vedea altfel, înțelege? Adică clasică. Sunt deschis și la lucruri noi, dar nu mă omor neapărat. Adică nu aș duce... Și mai zic ceva, eu sunt contra risipii alimentare. Ok, ceea ce mi se pare foarte corect. Și atunci în bucătărie trebuie, bine în tot bucătărie, nu ți aruncă nimic, pentru că de la coji, la orice, tot pui în faci sosuri și așa, dar eu sunt... În tot bucătărie de seara Michelin trebuie să lucrez cu cel mai bun ingredient, numai vârful, adică de la legumă, dacă e niște aspergi, folosești doar aproape floarea. Înțelegi, restul normal că nu arunci, că folosești altceva, faci o cremă, o spumă, ceva, deci dacă ai idee, sunt destul de conservator, a ziceam. Uite, am luat telefonul în mână ca să citesc o întrebare pe care mi-o trimisese Măciucă de dimineață și care mi se pare foarte locventă. Sarmale sau foie gras? Și una și alta. Mamă, de că e cel mai... Stai așa un pic, da, vrei să zic o poveste cu sarmale? Mai dată pe Valea Izei în vara asta, când ai timp sau când poți și ești liber și treci pe Valea Izei, la noi pe Valea Izei să cam fac hramuri de obicei, să fac hram, face hram. Hramul din Botiza, din Rozavlea, e pe 8 septembrie, și eu, Bogdan Vodă, Strâmtură, și la aceste hramuri care se fac, vine popa, multă lume, îți adună lume de pe toate satele și niște femei, și nu ce mai în vârstă, când vin oameni de pe sate, fac niște mese din astea lângă biserică în care dau de mâncare și fac sarmale, bade. Ok. Și fac sarmale într-o oală de 60 de litri. Și de obicei le mai fac și de post, fără carne. Și pun ulei mult, bade. Și când fierbe la foc încet, o noapte întreagă la foc încet, sarmalele cele, bade. Și când ieși la biserică și te trag oamenii de mână, hai și mâncă la mine, că sunt mai multe grupuri de femei care se adună și fiecare fac mâncarea lor. Și te trag, hai mâncă la mine. Și ia din oala ce e mare și spune într-o farfurie și mi-e place să-mi pun direct pe pâine, bade. Și uleiul ăla care e după sarmale, în care fierbe, să pun un pic de sare grunjoasă. Și mănâncă de 20 aproape. Fai și bineînțeles că beau un pahar de orinca la sarmale. Da. Deci sunt cele mai bune sarmale. Merge. În același timp, foie gras, da, îmi place un pic de foie gras. E foie gras să pun un pic de sare, nu musul, îmi place textura bună, foie gras cu un pic de sare, piper, ori o ceapă, ceva dulce lângă. Îmi place, pe pâine prăjită, nimic așa, pe baghetă prăjită, nici măcar nu trebuie pan de pis sau un fel de pâine turtă dulce, nu-mi trebuie. Mm-hmm. Eu zic că fiecare și au rolul lor, să zic, înțelegi? Adică îmi place să mănânc foie gras și la Rozavlea. Câteodată îmi fac sau îmi duc de la București și să mă duc de Paște sau așa, să mai... Contextul ăla, că ziceam, mă întrebai că cum facem să mâncăm doar clasic de Crăciun sau de Paște, așa. Dar mie îmi place tot timpul să mai fac și altceva pe lângă. Deci să mănânci într-un alt context, nu numai un restaurant de fiță, un foie gras mi se pare foarte tare. Mai aveam o întrebare pe care o împachetasem eu așa metaforic în creierul meu, dar deja ți-am adresat-o cât se poate de direct, dacă îți place mai mult să gătești sau, da, sau să fii servit. Era poftă bună sau să rămână pentru masă? E clar că e poftă bună și vreau să mai fac o mică completare. Am mai citit așa niște comentarii, adică mă rog, le-am citit pe toate. Unde? La adresa mea, când am mai făcut eu, am mai povestit despre mâncare sau... Ce comentarii? Nu, am citit niște comentarii la podcasturile precedente, în care existau niște oameni care îmi spuneau acolo că, să nu mă feresc, că pupă în cur invitații. Să vă explic de ce nu-i pupă în cur și doar le sunt recunoscător.
pentru că dacă mie nu-mi plac oamenii respectivi, eu nu-i invit aici. Aici invitam doar oameni care mie îmi plac și care sperăm să vă placă și vouă, că dacă nu vă plac, suntem nebuni să-i mai chemăm a doua oară și a treia oară și a patra oară și așa mai departe. Există, în schimb, pornim de la prezumția că încercăm să oferim oamenilor care se uită la noi invitați pe măsura dorințelor lor și, bineînțeles, invitați care să-mi provoace mie o foarte mare bucurie că vin aici în sufragerie. Despre Nicolae n-am auzit decât lucruri foarte frumoase. Toți oamenii care îl cunosc și care au lucrat cu el au vorbit foarte frumos despre el, inclusiv Daniel, un prieten de-al meu de la Iași, de-ai mei de la Iași, care lucra la Rompetrol și îmi povestea despre campania pe care tu ai avut-o acolo la benzinării și mi-a zis că ești un om extraordinar. Oamenii cu care tu lucrezi în televiziune, care îmi vorbesc foarte frumos despre tine de fiecare dată, prietenii noștri, vecinii de la cafea de aici, Vioș cu Aurel, toată lumea vorbește frumos despre tine și nu cred că există cineva care să spună ceva de rău pentru faptul că ești o energie extraordinar de bună, iar la capătul acestei discuții pe care noi am avut-o în seara asta... Și gata, mă trimiți acasă? sau vrei să vii cu mine ca să mănânci din ce fac mai târziu? Mamă, dar ar fi senzațional dacă s-ar putea, dar vezi că noi suntem trei. Eu cu Nenciune suntem la regim. Pentru chestia asta ieșim din spectru. Știi care e motoul meu? Care mă ghidează în viață legat de mâncare? Decât să mănânc caviar sau foie gras singur, mai bine mănânc slănină cu prietenii. Asta e cel mai important. Până la urmă, asta stăta mai posibil despre mâncare și așa, dar am sunt întotdeauna că nu neapărat ce e în farfurie, tot e important când ești la restaurant sau când ești cu prietenii, tot. Adică nu e numai mâncarea, adică nu suntem doar o mașină care, dacă nu ai pus benzină, la un moment dat să golește rezervorul, să oprește. Noi suntem oameni, adică trebuie să facem diferența. Uh-huh. Adică putem să muncim sau să nu mâncăm trei zile, nu o problemă. Mașina, când nu mai ai benzină, nu merge. Înțelegi? Adică pentru mine mâncarea e importantă pentru că îți hrănea și sufletul, nu neapărat burta, știi? Adică nu e numai îți spune în mișcare corpul. Asta mi se pare foarte tare. Tu dai seama, scuză-mă, când mănâncă ceva, o mâncare bună, o înghețat, dacă e mă, și când îți place, când vezi, și nu-ți dă starea ce e faină? Mi se pare fantastic, mi se face pielea de găină. Deci când mănânci o mâncare și e gustoasă, orice obă, orice și e bună, o vezi pe fața clientului de că zâmbește, poate. Mi se pare cel mai fain lucru, cel mai tare compliment care poate să se facă e când un om zâmbește când a mâncat bun și când vezi că după prima bucătură e ca în ala Ratatouille și aduce aminte tata de copilărie, măsa, bunica care făcea mâncare din grădină, înțelegi? Adică mi-aduc aminte că mama făcea vara din asta, azi de ce, asemăna cu Ratatouille, făcea mama ghiveș de legume, bade. Nu-i da. Traveci, mamă! Ce ghivești de legume, mă. Merea în grădină și lua din tate. O ceapă, un ardei, o roșie și le morcov, rasa acolo, face cu un pic de oloi numai. Și pus orezul peste, mă. Și acum mi se pare, e bun și cald și rece, ca și garnitură. Deci ăla pui niște brânză rasă peste, dacă vrei. Adică, wow. La capătul discuției astea, eu am realizat abia acum ce înseamnă, de fapt, conceptul de a găti cu suflet. Fără să folosesc descrieri pompoase. Felul cum tu te raportezi la mâncare, felul cum vorbești despre mâncare, despre obiceiul de a sta la masă, despre companionii cu care stai la masă, despre ingredientele folosite pentru a găti și așa mai departe, toate aceste lucruri, amintirile tale culinare, arată ce înseamnă de fapt să gătești cu suflet, să te bucure chestia aia, să te bucure bucuria pe care o vezi în ochii celui care mănâncă ce ai gătit tu și... cred că de fapt și de drept asta e și misiunea ta, de care eu sunt foarte mândru și cred că ești exemplu perfect de urmat pentru toți românii care au reușit să învețe ceva de la cei mai evoluați decât noi, pentru că nu trebuie să ne ascundem după deget acum. Gastronomic vorbind, suntem în urma popoarelor vestice pentru că am avut mai puține influențe și mai barbare, adică mai multă carne crudă pisată între fund și șaua de la cal și mai puțin rafinament și mai puține condimente de prin tot soiul de zone mai exotice și așa mai departe. Explicația cred că e destul de simplă, dar faptul că tu ai venit cu know-how de acolo și îl implementezi aici, cred că acest exemplu ar trebui să-l ia românii plecați și care au avut succes prin străinătate, indiferent de domeniu, să se gândească
la bucata aia tradițională și să reinterpreteze puțin ceea ce se întâmplă aici, până în punctul în care ajungem și noi să ne bucurăm de lucruri la capacitatea lor maximă. La capăt om ajunge, să știi, pentru că avem oameni care se întorc din sănătate cu un know-how, cum zici tu, ca lumea, și o să facă bucătărie. Sunt, am zis, acum ani de zile făceam Top Chef și aveam bucătari care lucrau în sănătate și au mici și am văzut un nivel. Chiar vorbeam cu Josef că a fost în Spania acum la emisiune și a zis că nivelul care aveam noi la Top Chef acum 12 ani de zile era mai ridicat ca și unde a fost el acum. Pe de aia nici n-a prins Top Chef pentru că nu era despre show, era despre mâncare pe bune. Da, chiar a fost mâncare pe bune. Deci am avut și bucătare în emisiune fantastice și toți au rămas sunt în picioare. Adică Nico Londras face lucruri senzaționale. Adică chiar s-a... Noi avem oameni. Mm-hmm. Sunt oameni români care lucrează în lume, în Japonia, care lucrează în restaurant cu stele Michelin. Normal că sunt tineri încă nu vor să întoarcă acasă pentru că nu, încă vrei să înveți. O să se întoarcă acasă când o să fie copți, cum s-a zice, când o să fie învețe ca lumea, că până la urmă o să înveță, după aceea îți aduce aportul tău și apoi să vii acasă încărcat cu multe cunoștințe de la bucătărie. Mm. Că acum găsim și la noi ingrediente din ce în ce mai bune și carne găsim și legume. Și cred că începem să găsim și public. Și da, trebuie doar să fim răbdători. Să nu ne păzim, trebuie să luăm așa etapă cu etapă. Că încetul cu încetul, dacă sunt oameni care să ne arăte că se poate și altfel, sunt oameni care apreciază. Mm-hmm. Îți mulțumesc tare mult, Nicolae, pentru seara asta și abia aștept să mai povestim și să și mâncăm lucruri pe care să le faci tu. Veniți mâine la emisiunea. La ce oră? La 10? Mâine la 9 până la 1. Deci dacă veniți, vă dau cu drag de mâncare. La ce oră se termină mâncarea? La emisiune, când se gata emisiunea, gata mâncarea. Că eu termin tot timpul în ultima secundă. Deci dacă vii mâine la 1, fix, la 1 și 5 când se dă stop, ne punem toți la masă și mâncăm. Bine, mergem la prânz la Antena 1. Cel mai tare restaurant care e mâine la ora 1 deschis. Să știi că se mănâncă tot. Tot se mănâncă. Îmi dau seama. Tot se mănâncă, adică... Și rămânem toți în picioare și mâncăm, povestim. De ce n-am avut și eu emisiuni de astea așa cu mâncăruri cu astea? Măcar în televiziune aia să fi fost unul să fi făcut mâncare, îți dai seama ce frumos era. Nu că Nicolae Tandu, nu oricine, să venit un nea să facă mâncare dimineața. Deci frumos începea ziua. Îți mulțumesc din tot sufletul vouă celor care ne-ați urmărit până aici, vă mulțumim tare mult. Nu uitați să-l urmăriți pe Nicolae pe toate platformele lui, pe Facebook, Instagram, are și canal de YouTube, Nicolae. L-am mai făcut de mult, nu, dar mi-a plăcut, am făcut niște lucruri foarte faine, să știi, la un moment dat. Și are un canal așa mai prin negura YouTube-ului, dar voi îl puteți redescoperi. O să încerc să mai fac niște lucruri noi, să știi, chiar mă gândesc câteva zile. Eu chiar îți recomand. Adică sunt niște lucruri chiar foarte mișto de văzut și de aflat. Vara asta vreau să fac ceva pe la Maramureș. Tot vorbim de tradiție, o pită în cuptor s-a făcută din cap în coadă, adică tu îți dai seama, pită în cuptor și după aceea e prăjită și cu niște roșii peste ea, un fel de bruschetă, să zic așa, dar cu roșii în grădină, cu o pită făcută de casă, wow! Da, mamă, ce foame am! Da. Doamne, cu câtă pasiune poți vorbească omul ăsta despre... Deci niciodată în viața mea n-am crezut că o să-mi fie poftă de o pită în cuptor cu niște roșii peste ea. Da, poate. Și o salată de fasole peste pusă. Cu un pic de oțet, cu niște ceapă roșie, pusă pe pâine în aia prăjită, făcută de casă, păi, de cap, nu. Da, mamă, e senzațional. Și, na, mesajul de final pentru voi vreau să-l las pe Nicolae să vi-l transmită. Like, share, subscribe dacă v-a plăcut, distribuiți prietenilor dacă v-a plăcut foarte mult. Dacă nu v-a plăcut, știți cum e vorba, distribuiți dușmanilor pentru că aceștia vă poartă pică, dar nu au valoarea voastră. Și Nicolae să vă transmită mesajul de final, pentru că eu sunt de părere că e mult mai potrivit decât mine pentru treaba asta. Onoare pentru mine, sincer, că am petrecut două ceasuri cu tine la povești, să povestim despre lucruri pe care eu le-am trăit și care îmi plac. Că multă lume poate să ia despre verși uscate, dar să povestesc despre pasiunea ta și nu niciodată nu m-ai scos din zona asta. Am povestit mult despre mâncare și apreciez foarte mult treaba asta. Pentru că la asta mă pricep.
să postez pe mâncare și să fac de mâncare. Bine, mai avem întrebări cu înșelatul, cu astea. Da, data viitoare atunci, da. Dar nu ai cum să le pui oricum, de pomană mi le pui. Mulțumim, sincer m-am simțit foarte bine. Adică n-am văzut că a trecut deja, au trecut deja 2 ore și un pic. Deja 2 ore jumate. Da, nu contează. Vezi, de superb. Vezi că dacă faci lucrurile cu drag, nu-ți vezi timpul trecând, așa e și la muncă. Dacă ar fi să dau un sfat oamenilor care lucrează în Horeca, e să, când merg la muncă, să muncească cu drag și atunci tot devin după aceea, știi? Dar plăcerea de a munci e foarte importantă. Mm-hmm. Extraordinară concepție despre muncă și cred că de asta tu nici n-ajungi să muncești vreodată. Păi... Da, nu e muncă, nu e muncă. Dacă faci lucrurile cu drag și cu plăcere, nu e muncă. E chiar, de fapt, despre asta e vorba. Că pentru bani muncim tot timpul. Adică orice e la capăt e pentru bani. Uh-huh. Dar timpul care stai la muncă, dacă stai 8 ore într-o bucătărie sau 10 ore sau în orice meserie, dacă faci cu drag, nu-ți dai seama când trece. Și până la urmă, cu aia ne hrănim prima dată. Cu plăcerea și pasiunea care avem față de acea muncă. Nu cu banii. Bună, banii, mâncarea, după aceea sau altceva. Senzațional. Da. Prieteni, vă mulțumim tare mult. Mulțumim, eu îți mulțumesc. Să aveți o săptămână de vis. Doamne ajută!